Deci, bine ziua încă o dată, mă aude toată lumea? Da, domnul președinte, vă auzim. Vă auzim toți. Deci, timpul este așa, putem, zicem așa, mai simplu, să dăm mâncare. Hristos a înălțat, stimată lume, deci avem o zi cam ploioasă astăzi, dar zici că tot, din totdeauna ploaia este și un lucru de bun augur. Așa că eu am încrederea că ședința de azi, luând în considerare faptul că este un pionierat în Republica Moldova, pentru, în special pentru tezi doctor habilitat, va trece cu succes și ne vom bucura de rezultatele acestei ședințe. Deci timpul este, ce putem începe, toți mă aud, să începem conform regulamentului, așa cum l-am și primit. Deci, stimați colegi, vreau să dau citire decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 1 din 28 februarie 2020. Cu privire la formarea Consiliilor Științice Specializate pentru susținerea tezilor de doctor habilitat. În conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului Republicii Moldova numărul 201 din 28.02.2018, cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, ale regulamentului privind funcționarea Consiliilor Științifice Specializate și conferirea titlurilor științifice, aprobat prin decizia Consiliului de Conducere al ANACEC numărul 38 din 10 octombrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul propunerilor senatelor și ale Consiliilor Științifice ale instituțiilor și a recomandărilor comisiilor de experți, Consiliul de Conducere decide. Se aprobă formarea Consiliilor Științifice Specializate ad hoc pentru susținerea tezilor de doctor habilitat, după cum urmează. Consiliul Științific Specializat DH321.0301 la Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezii de doctor habilitat în științe medicale a doamnei Mătrăgună Nelea, cu tema estimarea factorului de risc, particularităților clinico-biochimice și hemodinamice la copii cu hipertensiune arterială. Specialitatea 321.03, cardiologie. Respectiv, consultanți științifici, domnul Mihail Popovici, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician. Vă salutăm, domnul academician. Doamna Reven Coninel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar și consiliul următoare componență. De asemenea, salutăm și doamna profesor Reven Coninel. Deci, președinte Alexandru Carauș, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, doamna Stamate Adela, secretar științific, doctor în științe medicale, conferințean universitar, doamna Vatamane Leonora, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, domnul Istrate Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, domnul Grib Liviu, doctor habilitat în științe medicale, conferințean universitar, domnul Moscalu Vitalie, doctor în științe medicale, conferințean cercetător, domnul Țurea Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. Respectiv, vă salut pe toți și cred că mă auziți bine și vă doresc succes la toți, în sens că va trece bine această ședință. Da? Mă aud toți, da? Deci, calitate de referință oficial, deci sunt nominalizați domnul Cobeț Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, domnul Curoș Chinghenadie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, și doamna Vilicico Valentina, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Ucraina. Deci, dacă aici este clar tot și nu sunt întrebări, atunci mergem conform regulamentului la punctul 2 al ședinței de astăzi. Am onoarea să prezint candidatul la titlul științific, doamna doctor în științe medicale Nelly Mătrăgun, care aspiră la titlul de doctor habilitat în științe medicale prin prezentarea lucrării cu denumirea estimarea factorului de risc particularităților clinico-biochimice și hemodinamice la copii cu hipertensiune arterială. Deci, consultați științiți, după cum am menționat, domnul academician Mihail Popovici și doamna profesor Revenco Ninel. Deci, se aude bine?
Domnul președinte, se aude, se aude, tot e ok. Mulțumesc. Atunci, cu permiterea dumneavoastră, îmi permit să o salut și pe doamna profesor Valentina Velicico, în limba care să o cunoască. Zdorvin Chibulă, doamna profesor, găsoja profesor. Я думаю, что вы нас хорошо слышите, и вам понравится то, что мы сегодня вам представим. Спасибо. Спасибо, я хорошо слышу. Спасибо. Спасибо, да. Значит, акума потем начепи, де факт, чем мы импортанты сегмент шединции ностры, здесь презентаря эффектуаты домна Матрегуна. Deci, a temei... Domnul președinte, îmi cer scuze, actele din dosar, dar nu vă supărat, trebuie prezentate. Pardon, da. Îmi cer iertare, sunt și eu la prima experiență genul ăsta. Deci, rugăm pe domn profesor Țurea Valentin să ne prezinte actele prezentate în dosarul pretendentului și cu răspunderea acestor acte normative la NACEC. Vă rog, domnul profesor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, colegi. O particularitate de susținere de teze, eu recent am aflat că eu, ca membru al Comisiei de Doctorat, prezint și veridicitatea actelor și vă prezint în felul următor. Deci, decizie de formare a Consiliului Științific de Susținere pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezii de doctor habilitat și notă informativă a fost prezentată de domnul președinte. Teza și rezumatul fiecare din noi îl are la mână, inclusiv la domnul președinte, văd, la mine personal, sunt în regulă. Lista lucrărilor științifice la tema tezei, semnată de autor și certificare de secretarul științific al instituției, suplimentul publicației la tema tezei de doctorat. Există, confirmăm lucrul ăsta. Avizul pozitiv al seminarului Unității Primare de Cercetare în cadrul care a fost elaborat teza. Prezent. Avizul consultanțelor științifici la temă de doctorat. Există. Lista organizațiilor la adresa cărora au fost expediate rezumatele sau preferatele științifice, confirmat de instituțiile corespunzătoare. Avizile referenților oficiali și avizile la rezumat. Toate actele sunt în regulă, în calitate de persoană fizică prezentă la susținere de teză, confirm și afirm că ele sunt în regulă și propunem să trecem la susținere propriu-zisă. Vă mulțumesc, domnul profesor. Au apărut careva întrebări la acest capitol. Cred că nu sunt. De aceea, doamna competitoare, doamna Nelly Mătrăgun, deci oferim cuvântul și conform regulamentului, deci nu trebuie să depășiți 40 de minute. Stimate președinte, stimată doamnă secretară, mulți stimați membri ai Consiliului Științific specializați, mulți stimați referenți oficiali, studiile epidemiologice existente au constatat că hipertensiunea arterială a persoanelor adulte poate începe la vârste fragede și se asociază invariabil cu morbiditatea cardiovasculară, neurovasculară și renală. O revizuire sistematică a literaturii de specialitate au identificat 60 de studii de cohortă care au urmărit fenomenul de tracking al hipertensiunii arterială. Coeficientul mediu de corelație la urmărirea tensiunii arteriale sistolice a fost de 0,38, iar pentru tensiunea arterială diastolică a fost de 0,28. Prevalența exactă a hipertensiunii arteriale la copil este dificil de evaluat, deoarece studiile existente au inclus diferite populații, au utilizat standarde și tehnici diferite de măsurare, de aceea nu sunt utile medicilor care au nevoie de o estimare fiabilă a frecvenței hipertensiunii arteriale. O meta-analiză din 2017, care a inclus mai mult de 79.000 de copii, cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani, a constatat o prevalență globală a hipertensiunii arteriale la copii de 8,9%, 7,5% în ansamblu, 10,3% pentru băieți și 9,1% pentru fetițe, indicele de intervalul de încredere fiind de 95%.
Consumul de alcool și fumatul mult timp au fost atribuiți doar patologiilor adultului, însă, în ultimul timp, se constată cu îngrijorare o expunere tot mai mare a populației pediatrice la aceste noxe. Perioada prenatală poate fi o altă perioadă sensibilă în care multiple interacțiuni între parametrii hemodinamici și metabolici prefigurează gruparea factorilor de risc cardiometabolici mai târziu în viață. O fereastră critică de oportunitate de a modifica programarea poate exista în timpul sarcinii și în primii ani de viață, atunci când se pot implementa strategii care vizează reducerea riscului. Cercetările din ultimii decenii s-au axat pe identificarea factorilor noi de risc al hipertensiunii arteriale și a biomarkerilor non-invaziv care să identifice hipertensiunea arterială la etape preclinice pentru a putea fi inițiat precoce măsuri de profilaxie și tratament. Numeroasele studii au arătat o puternică asociere independentă între hipovitaminoza vitaminei D, hiperhomocisteinemie, cu riscul cardiovascular. Patogeneza hipertensiunii arterială este una multifactorială, precum obezitatea, rezistența la insulină, activarea sistemului nervos simpatic, homeostaza sodiului, sistemul renin-angiotensin-aldosteron, structura și reactivitatea musculaturii netidevasculare. Acestea sunt verigile etiopatogenetice în dezvoltarea hipertensiunii arteriale esențiale. În ultimii decenii a suferit schimbări radicale și înțelegerea țesutului adipos, percepția evoluând de la un țesut inerțial de stocare a energiei la cel a unui organ endocrin activ. Acesta eliberează un grup de molecule biologice active numite adipochine, însă modul în care aceste adipochine intervin în patogeneza hipertensiunii arteriale este puțin studiat, existând chiar și lucrări contradictorii. Odată ce hipertensiunea arterială este confirmată, este necesar de evaluat efectuarea subclinică de organ, precum inima, vasele mari, rinichi, sistemul nervos central și retina, hipertrofie ventriculară stângă, îngroșare și rigidizare arteriilor mari, precum și excreția urinară de albumină, se numără printre markerii cei mai valoroși. Astfel, scopul lucrării a fost aprecierea particularităților clinico-biochimice și hemodinamice a impactului factorului de risc asupra valorilor tensionale și greutății corporale la copii. Obiectivele de bază au fost următoarele: estimarea factorilor de risc în apariția hipertensiunii arteriale la copii, aprecierea particularităților clinico-hemodinamice la copii cu hipertensiune arterială, determinarea particularităților spectrului glucidic, lipidic la copii hipertensivi în raport cu greutatea corporală, estimarea valorilor serice a proteinei C-reactive înalt-sensitive și factorul necrozii tumorale și a rolului inflamației subclinice în realizarea hipertensiunii arteriale la copiii obeși, aprecierea rolului adiponectinii și leptinii în diagnosticul hipertensiunii arteriale la copii, estimarea rolului patogenic al hiperhomocisteinemiei în disfuncția endotelială și evoluția hipertensiunii arteriale la copii în raport cu greutate corporală, evaluarea inerenței fiziopatologice a catecholaminilor în dezvoltarea hipertensiunii arteriale, arteriale și obezității la copii, precum și evaluarea microalbuminuriei, indicelui masei miocardului ventriculului stâng, grosimii complexei intima medie al arteriei carotide la copii cu hipertensiune arterială, precum și aprecierea afectării subclinice de organ. Studiul dat a fost realizat în cadrul Laboratorului Științific de Cardiologie Pediatrică al Institutului de Cardiologie în baza clinică a instituției Spitalului Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenko. Acest studiu, de tip caz-control, a inclus copii cu hipertensiune arterială esențială cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani. Ca criterii de includere în cercetare au fost copiii hipertensivi și normoponderali, copiii hipertensivi și supraponderali și copiii hipertensivi și obez, gradul 1 și gradul 2. Ca criterii de excludere pentru hipertensiunea arterială secundară a fost coartația de aortă, hipertensiunea arterială renală, cea endocrină, de cauză neurogenă și hipertensiunea medicamentos indusă. Ca criterii de excludere pentru obezitate secundară a fost cea medicamentos indusă, obezitate hipotalamică, endocrină și obezitate de gradul 3. Ca criteriu obligatoriu de excludere a fost suportarea unui proces infecțios acut în ultimele 6-8 săptămâni sau acutizarea unui proces inflamator cronic.
Metodele de cercetare au fost istorice, clinice, paraclinice, epidemiologie analitică și cele matematice. Utilizând formula de calcul pentru determinarea numărului necesar de observații, inițial în studiu au fost inclus 609 pacienți cu vârsta de 10-18 ani. În urma trierii, utilizând criteriile de includere și excludere, lotul general a constituit 115 copii, vârsta medie fiind de 15 ani. În funcție de indicele masei corporale, toți pacienții au fost divizați în trei loturi de cercetare, copii hipertensivi normoponderali, copii hipertensivi supraponderali și copii hipertensivi obeși. Lotul de control a fost constituit din 35 de pacienți normotensivi normoponderali. Programul de examinare paraclinică a inclus determinarea nivelului lipidic prin aprecierea valorilor colesterolului, lipoproteidelor de densitate înaltă, lipoproteidelor de densitate joasă, trigliceridele. Profilul glucidic a fost efectuat prin determinarea glicemiei AGEUM și la necesitate a fost efectuat testul tolerantei la glucoză. Markerii de inflamație cronice a fost determinat prin valorile factorului necrozei tumorale, proteinei C-reactive înalt sensitive, au fost determinate unele adipochine, precum adiponectina și leptina, au fost determinate niveluri homocisteinii, catecholaminilor serice și urinare și 25-OH-hidroxivitamina D. Pentru afectare subclinică de organ a fost efectuat ecocardiografie, electrocardiografie, ultrasonografie arteriei carotide, determinarea nivelului microalbuminuriei, urea și creatinina. Modalitatea de depistare a hipertensiunii arterială a fost diferită, astfel în 83-50% s-au depistat pentru valori majorate ale tensiunii arteriale, în regim de urgență. În 13% au fost diagnosticați cu hipertensiuni, ca hipertensiuni în timpul adresărilor pentru alte patologii, iar în 3-5% din copii în timpul unui control profilactic. Copiii supraponderali au avut o durată acestei de 24 de luni, iar copiii obeși au avut o durată de 36 de luni, rezultatele fiind cu o semnificație statistică. Analizând mediul familiar în care au crescut și s-au dezvoltat copiii incluși în cercetare, am constatat prezența următoarelor nocivități familiare. Un climat psihologic nesatisfăcător în mai mult de 30% din familii, diferite situații conflictuale, la școală în 20% cazuri, în 15-70% din copii părinții au făcut abuz de alcool și alcoolul consumat frecvent de copii a fost constatat în 3-50% din copii. Totodată, în aceste familii, în 50% de părinți au fost fumători, respectiv acești copii pot fi atribuiți în grupa de copii pasiv fumători. De menționat că am avut și copii în 2-3-6% care fumatul era practicat constant. Cu referire la cultura de alimentație a familiilor din cercetare, am obținut următoare. Numai în 5-20% din familie se respectă un regim alimentar conform vârstei copilului. În rest, alimentarea a fost neregulamentară, de 1-2 ori pe zi, cu produse nerecomandabile, inclusiv produse de tip fast food. Astfel, în 33%, alimentația era de 1-2 ori pe zi, inclusiv utilizarea produselor de tip fast food de 1-2 ori pe săptămână, iar în 40-90% alimentați fiind 1-2 ori pe zi, cu utilizarea acestui tip de alimentație zilnice. Preferă produse neserate în alimentație numai 6-10% din copii, majoritatea însă consumă produse puțin și moderat sărate. Întrebuințează alimente fără grăsimi 6-10% din copii, glucidele ușor asimilabile consumă zilnic în 53% din
copiii incluși în cercetare. Evaluând sedentarismul, prin determinarea preferințelor de petrecere a timpului liber, s-a constatat că numai în 4,35% din copii practică sport neprofesional și altele activități dinamice în timpul liber. Majoritatea copiilor însă preferă un mod moderat sedentar și sedentar de petrecerea a timpului liber. O anamneză hiridocolaterală agravată prin hipertensiune arterială în generația întâie de rudenie au avut 24% din familii, din copiii incluși în cercetare. În generația a doua de rudenie au fost 37,45% din copii, iar în 24% o anamneză hiridocolaterală agravată prin hipertensiunea arterială au fost determinate în ambele generații de rudenie. La majoritatea copiilor din cercetare a fost înregistrată o anamneză agravată prin obezitate. Astfel, prezența obezității în generația întâie de rudenie s-a constatat în 13,90% din copii, generația 2 de rudenie a fost 23,5% din copii, iar la 27% din copii s-a înregistrat o anamneză agravată prin obezitate în ambele generații de rudenie. Analizând evoluția sarcinii, am constatat că în 45,25% din mamele copiilor care au fost incluși în studiu au avut o toxicoză la diferite etape de sarcină. Cu regret, au fumat în timpul sarcinii în 3,55% din mamele copiilor, iar 47% din mami s-a constatat diferite erori în alimentație pe toată perioada gravidității. Hipertensiunea arterială în sarcină s-a înregistrat în 77% cazuri de mame, diabetul zahărat gestațional a avut 2,6% din mamele copiilor incluși în cercetare. Majoritatea copiilor din cercetare, și anume 78%, s-au născut la termen. 17% din copii s-au născut prematuri, iar 4,35% din acești au fost postmaturi. Nașterea în majoritatea cazurilor au fost pe căi naturale, numai în 33,90% din cazuri copiii s-au născut prin operație cezăreană. O evoluție normală a sarcinii a fost raportată în 69%, în 17% cazuri nașterea a fost accelerată, prezența insuficienței forțelor de contracție a fost constatată în 14% cazuri, în 39% cazuri a fost prezentă circulația cordonului umbilical în jurul gâtului copilului și traumați natal au fost 7,85% din copiii incluși în cercetare. Au primit alimentație artificială în primul an de viață 27% din copii. Alimentația naturală mai puțin de 6 luni a fost în 25,35% din copii. Astfel, 52,35% au fost alimentați nu conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, care recomandă o alimentație naturală mai mult de 6 luni. Cât privește dezvoltarea fizică în primul an de viață, am constatat următoarele. Normotorofi au fost 75,75% din copii, în 5,25% au avut hipertrofie de gradul 1, iar în 19,3% din copii au fost copii paratrofi. Cele mai frecvente acuze prezente la copiii hipertensivi la internare au fost cefaleile cu localizare occipitală în 77,45%, cefalee frontotemporale în 21,75%, vertigii au fost constatate în 90,45%, prezența cardiologiilor a fost constatată în 47%, epistaxisul a fost protocolat în 23,55%, prezența bufeurilor de căldură s-a constatat la 10,40%,
prezența amețirilor a fost înregistrată în 56,55% și grețuri au avut 59,60% din copii incluși în cercetare. Deși un nivel seric scăzut al 25-hidroxivitamina D în raport cu lotul martor s-a constatat în toate loturile de cercetare, totuși, cele mai mici valori ale acestuia s-au înregistrat la copii care au asociat doi factori de risc, hipertensiunea arterială și supraponderabilitatea și hipertensiunea arterială și obezitatea, cel mai mic nivel fiind înregistrat pentru copii hipertensivi și obeși. Vitamina 25-hidroxivitamina D s-a corelat pozitiv cu adiponectina și negativ cu colesterolul total, leptina, factorul necrozii tumorale, lipoproteinile de densitate joasă, homocisteina, proteina C reactivă înalt sensitivă, noradrenalina serică și urinară. Cele mai înalte valori serice în raport cu lotul martor al homocisteinii s-au înregistrat la copiii care au asociat doi factori de risc, hipertensiunea arterială și obezitate. Un nivel intermediar al homocisteinii s-a înregistrat la copiii hipertensiv supraponderal, iar cele mai mici valori al homocisteinii în raport cu lotul martor au fost înregistrate la copiii care au avut un singur factor de risc, copiii hipertensivi normoponderali. Homocisteina serică a corelat pozitiv cu lipoproteinele de densitate joasă, insulina serică, noradrenalina serică, leptina, microalbuminurie și negativ cu lipoproteinele de densitate înaltă, adiponectina și 25-OH-hidroxivitamina D. Deși valorile înregistrate nu au depășit normativele de referință admise la copii, totuși, parametrii de metabolism lipidic în toate loturile de cercetare au fost mai înalți față de lotul martor. Cele mai importante dislipidemii înregistrându-se atât la copiii hipertensivi supraponderali, cât și la cei obeși față de copiii hipertensivi normoponderali. Valorile glicemiei AGEO nu au depășit valoarea de referință recomandată de Federația Internațională de Diabet pentru copii, însă cele mai înalte valori s-au constatat la copiii care au asociat la hipertensiunea arterială supraponderabilitatea. Cât privește caracteristica comparativă a loturilor de cercetare în funcție de nivelul insulinei serice, am obținut cele mai înalte valori ale acestora la copii, care au asociat doi factori de risc, copiii hipertensivi obezi și copiii hipertensivi supraponderali. Insulina serică s-a corelat pozitiv cu colesterolul, trigliceridele, leptina, homocisteina și negativ cu adiponectina, 25-OH-hidroxivitamina D. Cele mai înalte valori serice ale leptinii și diminuate ale adiponectinii în raport cu lotul martor au fost determinate la copii hipertensivi obeși. Nivelul serice mai elevate vis-a-vis de lotul martor de leptină s-a obținut la copiii hipertensivi supraponderali, precum și la copiii hipertensivi normoponderali. Leptina serică a corelat pozitiv cu colesterolul, insulina, adrenalina serică, noradrenalina serică, homocisteina, proteina C reactivă înalt sensitivă, adrenalina urinară și noradrenalina urinară și negativ cu adiponectina și 25-hidroxivitamina D. Adiponectina serică a corelat pozitiv cu 25-hidroxivitamina D și negativ cu colesterolul, LDL, colesterolul, trigliceridele, insulina, leptina, homocisteina, factorul necrozii tumorale și proteina C reactivă înalt sensitivă.
Valorile factorului necrozii tumorale s-a înregistrat înalt în raport cu lotul martor, atât la copiii care au asociat doi factori de risc, hipertensiv supraponderal și hipertensiv obeși, cât și la copiii care au prezentat un singur factor de risc, hipertensiv normoponderal. Valorile unui alt marker proinflamatoriu, ca proteina C-reactivă înalt sensitivă, a fost mai înaltă decât 3 picogram pe mililitru în toate loturile de cercetare, ceea ce plasează, de fapt, acești copii în grupul de risc înalt pentru complicațiile cardiovasculare. Factorul necrozii tumorale s-a corelat pozitiv, semnificativ statistic, cu proteina C-reactivă înalt sensitivă și grosimea intimii medie a arteriei carotide. În schimb, a înregistrat o corelație negativă cu HDL, colesterolul, adiponectina serică și 25-hidroxivitamina D. Proteina C-reactivă înalt sensitivă s-a corelat pozitiv, semnificativ statistic, cu factorul necrozii tumorale, adrenalina urinară, noradrenalina urinară, leptina serică și negativ cu adiponectina serică. Copiii hipertensivi supraponderali și copiii hipertensivi obeși s-au remarcat prin valori mai înalte ale adrenalinii serice față de lotul martor. Aceste diferențe înregistrate au avut o semnificație statistică. Totodată, la compararea loturilor de cercetare între ele, am constatat că copiii care au asociat la hipertensiune arterială, supraponderabilitate sau obezitate, au avut valorile adrenalinii serice mai înalte față de copiii hipertensivi, dar normoponderali. Printre corelațiile cu semnificație statistică obținute, menționăm o corelare pozitivă cu valorile leptinii serice, adrenalinii urinare, noradrenalinii serice și urinare. Noradrenalina serică s-a corelat pozitiv, semnificativ statistic, cu leptina serică, homocisteina serică, colesterolul total, LDL colesterol, adrenalina serică, adrenalina urinară și noradrenalina urinară. Totodată, noradrenalina serică a înregistrat o corelație negativă, semnificativ statistic, cu HDL, colesterol și 25-hidroxivitamina D. Valorile urinare ale adrenalinii s-au înregistrat majorate în toate loturile de cercetare în raport cu lotul martor, însă cele mai înalte valori ale adrenalinii, deși nesemnificativ statistic, s-au înregistrat la copiii care au fost atât hipertensivi cât și supraponderali sau obezi, față de copiii hipertensivi normoponderali. Aceeași tendințe s-au obținut și pentru valorile noradrenalinii urinare. Copiii hipertensivi, supraponderali sau copiii obeși au avut valori mai înalte. Valorile adrenalinii urinare s-au corelat pozitiv cu adrenalina serică, noradrenalina serică, leptina serică, proteina C-reactivă înalt sensitivă, noradrenalina urinară și negativ cu valorile 25OH vitamina D. Nivelul noradrenalinii urinare s-a corelat pozitiv cu valorile leptinii serice, proteine C-reactive înalt sensitive, adrenalinii serice, noradrenalina serică cu adrenalina urinară și negativ cu 25OH vitamina D. Cât privește parametrii ecocardiografici, diferențe cu semnificație statistică între loturile de cercetare s-au constatat numai pentru dimensiunile atrului stâng, cele mai înalte valori fiind înregistrate la copiii care au asociat la hipertensiunea arterială obezitate sau supraponderabilitate versus copiilor normoponderali și copiii din lotul martor. Diametrul telediastolic în raport cu lotul martor a fost de asemenea semnificativ statistic mai mare în raport cu lotul martor. Aceeași tendințe s-au observat și pentru diametrul telesistolic.
Parametrii ecocardiografici, în mare măsură, au contribuit pentru determinarea masei miocardului ventriculului stâng și indicele masei miocardului ventriculului stâng. Astfel, la aprecierea indicelui masei miocardului ventriculului stâng, diferențe cu semnificație statistică s-a constatat numai între lotul întâi, copiii hipertensivi normoponderali, și lotul 3, copiii hipertensivi și obeși. Copiii hipertensivi obeși, având valori mai înalte ale acestuia față de copiii hipertensivi normoponderali. La analiza grosimii relative a peretelui posterior al ventriculului stâng, am constatat valori al acestuia cu aspect normal în toate loturile de cercetare. Grosimea relativă a peretelui posterior al ventriculului stâng a corelat pozitiv, semnificativ statistic, cu complexul intima medie a arteriei carotide și medie tensiunii arteriale de zi. Primele modificări morfologice ale peretelui arterial prin îngroșarea complexului intima medie a arteriei carotide s-a evidențiat cu predilecție la copii hipertensivi obeși și hipertensivi supraponderali versus copiilor hipertensivi normoponderali, deși diferențele înregistrate nu au avut o veriditate statistică. Valorile complexului intima medie a arteriei carotide s-a corelat pozitiv, semnificativ statistic, cu factori necrozii tumorale, grosimea relativă a peretelui posterior al ventriculului stâng și negativ cu adiponectina serică. Valorile microalbuminuriei s-au obținut fără semnificație statistică în funcție de loturile de cercetare, dar în pofida acestui fapt, cele mai înalte valori, în raport cu lotul martor, s-a constatat la copii hipertensivi obeși și copii hipertensivi normoponderali. Prin analiza de regresie, am constatat că cei mai importanți factori, în ordinea descrescătoare, care au influențat valorile tensiunii arteriale, sunt colesterolul total, noradrenalina serică, adiponectina, microalbuminurirea, lipoproteinele de densitate joasă și trigliceridele. Cât privește complexul intima medie arteriei carotide prin intermediul regresiei, am constatat că acesta a fost influențat în ordine descrescătoare de următorii factori: adrenalina serică, microalbuminuria, insulina serică, noradrenalina serică, colesterolul total, homocisteina serică, 26-hidroxivitamina D, trigliceridele serice, lipoproteinele de densitate joasă, proteina C reactivă înalt sensitivă, factorul necrozii tumorale și adiponectina serică. Obezitatea a fost influențată de următorii factori, de asemenea în ordine descrescătoare: trigliceridele serice, insulina serică, leptina serică, 25-OH-hidroxivitamina D, homocisteina serică, proteina C reactivă înalt sensitivă, colesterolul total, microalbuminuria, adrenalina serică și adiponectina serică. Domnul președinte, permiteți-mi, vă rog, să-mi dau citire concluziilor, deoarece toți membrii Consiliului au primit și, dacă îmi permiteți, să nu dau citirii. Da, mulțumim, doamna conducător. Deci, v-ați acordat de 32 minute. După regulament, este bine. Deci, mulțumesc pentru o prezentare destul de bună, bine gândită și cu date destul de elocvente. Acum începe, cred, cea mai interesantă etapă a susținerii, miteze, întrebări și răspunsuri. Deci, vă întreb, domnului membre Consiliului Științific, care și ceilalți au dreptul care s-a conectat la ședința noastră, pun întrebări. Cât de vreau să vă gândiți, am și eu întrebare, doamna. Doamna doctor, un lucru mare, un lucru destul de nevoios și atunci când vorbim despre cardiologia la maturi, sunt multe lucruri mai simple pentru mine, pentru că am o experiență de 6 ani în cardiologie la maturi. Dar când este vorba de copii,
și noi întâlnim copiii cardiologi adulți, deseori suntem niște într-o stare confuză dintre oricum, deci copilul este unul deosebit, este o ființă deosebită și are multe particularități comparativ cu cei adulți. M-a interesat câteva lucruri care mi-ar părea interesante. Deci, dacă ați studiat poziția socială a părinților, copiilor incluși în studii. Este un lucru foarte important după mine, fiindcă nu ne trebuie un părinte cu un statut social foarte bun, poate să aibă foarte mare grijă de copilul lui pentru a-l alimenta corect, pentru a nu fi hipodinamic și invers. Un părinte cu un statut social mai jos, mai precar, poate că mai mult îl pui copilul celălalt și atunci dispare și hipodinamia și alte lucruri, poate mereu îl alimentează din punctul punct de vedere. Dacă ați studiat problema asta, vă rog să-mi răspundeți. Mai am o întrebare. Domnul profesor, la întrebarea dumneavoastră aș putea să vă răspund în următorul fel. Chestionarul special elaborat de către Laboratorul de Cardiologie Pediatrică a prevăzut și aceste momente de a da careva răspunsul, într-adevăr, care este impactul social și dacă el există. De aceea, noi am primit rezultate care vorbesc despre faptul că majoritatea părinților acestor copii au avut studii medii și genul de activitate a fost, deci, părinți care s-au atribuit la părinți, la muncitori. Deci, mai puțin am avut părinți cu studii înalte. Și cu statut social mai înalt, așa să înțeleg. Da. Mulțumesc, domnul președinte, scoate o întrebare. Sigur că da, vă confirm. O stimată doamnă competitoare, vă felicit cu o prezentare frumoasă. Vreau să ne vorbiți mai mult despre homocistein, anume. Deci este cunoscut rolul homocisteinei, că are deci un rol important și ea parte activă în diferite mecanisme de dezvoltare a patologiilor cardiovasculare. Și aici aș vrea să ne deschideți un pic paranteza, să veniți cu o explicație în privința relațiilor sau mecanismele care există dintre homocisteina și alți factori care participă la disfuncția endotelială. Și nu ați făcut cercetări în privința asta, așa de adâncite, dar oricum, oxidul nitric, deci este un factor destul de bine cunoscut care participă activ în disfuncția endotelială și care este la fel implicat în diferite procese patogenetice. Și atât, dacă se poate să ne dezvăluiți anume aceste mecanisme, aceste relații dintre homocisteina și oxidul nitric. Deci asta e prima întrebare și a doua. Deci rezultatele, deci dumneavoastră demonstrează că la pacienții dumneavoastră s-a înregistrat hiperhomocisteine. Deci a doua parte aș dori ca să ne spuneți cam ce măsuri eficiente ar putea fi venite în micșorarea nivelului de homocistein în organism, așa ca o bătaie lungă, deci în privința deci micșorării, deci acestui factor de risc în declanșarea deci proceselor patologice, așa cum este hipertensiunea arterială. Vă mulțumesc! Domnul profesor, deci aș putea să vă răspund în felul următor la întrebarea dumneavoastră. Este bine cunoscut că sunt două forme esențiale de homocisteine, formele rare, care sunt bazate pe diferite mutații genice sau niște mutații genice destul de severe, hiperhomocisteina, emia fiind des întâlnită în aceste situații, dar cum și-am menționat, ele sunt niște cazuri rare. Ceea ce ține de factorii de-a doua formă, ea este cu mult mai des întâlnită, fiind influențată de factorul genetic și cei de medii, și cel de mediu. Astfel, deci, asupra valorilor homocisteinemiei poate influența începând cu
stilul de viață, alimentația, diferite defecte, deficiențe de consum a vitaminelor, cum ar fi mai ales deficiența vitaminei B6, B12, utilizarea în dificultatea acidului folic și diferite altele implicări din mediu care ar putea contribui la ridicarea valorilor homocisteinemiei. De fapt, este existând patru forme. Interesul față de homocisteinemie este foarte important, însă în pediatrie nu sunt atât de multe studii și dacă ele sunt prezente, ele sunt pe un număr foarte mic de copii. Astfel, deci un grup de autori, axând în bazele de date, trei cuvinte cheie, cum ar fi homocisteina, copil, boli cardiovasculare, au identificat 678 de studii la copii care, de fapt, au avut, deci, ca obiective sumare diferite variabile în variante unice. Ca în concluzie să fie concluzionat că totuși homocisteina este o variabilă dependentă, cum și-am menționat, de vârstă, cum și-am menționat, de insuficiență de vitamina B6, de vitamina B12 și așa mai departe. Toate studiile deci evaluate au confirmat că stilul de viață, vârsta copilului, tensiunea arterială, polimorfismul și istoricul, și istoricul paternal, ceea ce am primit și noi, sunt implicate în metabolismul homocisteinei. Homocisteina contribuie sigur că la implică direct la două mecanisme, adică se implică direct în două mecanisme de bază, cum ar fi stresul oxidativ, cum ați și menționați, dar are și alte componente, adică se implică în activarea factorilor de coagulare, acumularea trombocite, deci este un component aterogen important care ca rezultat poate să contribuie la hipertensiunea arterială. Noi am avut așa rezultate, tot bazându-ne pe cei factori de risc care le-am determinat, astfel obținând niște rezultate destul de importante, că anume homocisteina în asociație cu obezitatea, care posibil este potențial trigger la acest copil, a dat așa valori înalte. Mulțumim, doamna profesoară. Dacă este să-ți făcut domnul profesor Strate de răspunsul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Stimate domnul președinte, pot veni și eu cu întrebare? Da, poftim, doamna profesor, cu mare drag. Doamna profesor Ina Pali. Stimată comisie, vă salut, la fel și onorată audiență. Stimată doamna Mătrăgun, în primul rând felicitări pentru definitivarea și rezultatele valoroase obținute în rezultatul cercetării dumneavoastră și indiscutabil rămâne loc pentru noi cercetări în domeniul hipertensiunii arteriale și mai ales acele pediatrice în domeniul decelerii noilor factori de risc și dumneavoastră mi-ați dorit aceasta aducând cele mai solide argumente în acest sens. Dar totuși aș vrea să vă întreb, ce factori noi de risc ați decelat, dar și relevanți totodată, în afară de cei tradiționali, cunoscuți și
și cercetați în alte cercetări naționale, dar și internaționale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna profesor, pentru implicare și pentru aprecierea lucrării propriu-zis. La întrebarea dumneavoastră aș putea să vă răspund în felul următor. Factorii ce țin de riscurile potențiale pentru a genera o hipertensiune arterială la copii, precum și a obezității, sunt departe de nașterea unui copil. Ei țin de copii, de perioada sarcinii, care în mare măsură comportamentul mamei poate să genereze una sau altă problemă somatică. Astfel, o alimentație sănătoasă, un regim adecvat a mamei în timpul sarcinii, ar putea să fie, deci, un element cheie în a naște un copil sănătos. Deci, ceea ce ține de perioada prenatală se poate în continuu de vorbit și ele sunt foarte multe studii care aduc dovezi în aceste considerente, că anume sarcina poate fi cel trigger care poate să instituie o patologie cardiovasculară și nu numai, dar și cea metabolică. Ce ține la de perioada postnatală, sigur că sunt o mulțime de factori de asemenea, dar prioritar sau relevant, cum ați menționat dumneavoastră, poate fi numit alimentarea acestor copii. După cum am și obținut în rezultatele noastre și dovezi destul de alarmante, doar în 52-35% din copiii au fost alimentați nu în conformitate cu alimentația recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. A predominat alimentația și artificială, fapt ce sigur că a contribuit la mai multe verici cheie în declanșarea hipertensiunii arteriale. Foarte multe studii sunt vis-a-vis de faptul că greutatea copiilor la naștere ar putea fi un factor de risc important, relevant în hipertensiunea arterială. De ce? Copiii prematuri, evident că au o greutate foarte mică la naștere, respectiv acești copii au și o greutate mică a organului țintă, a rinichilor și numărului de nefroni care este organizat și definitivat până la vârsta de 34 de săptămâni. Atât, în continuare, urmează perioada de creștere și adultul. Altceva nu mai este. Implicând, deci, nedezvoltarea acestor copii, sigur că implică diferite mecanisme de activare a sistemului renin-angiotensin și alte mecanisme, cum ar fi disfuncție endotelială, deci, mecanisme de lezare sau nedezvoltare a vaselor, o divergență în elastina vasculară și altele componente. Factorii de risc noi care am obținut în urma cercetării noastre sunt cei factori de risc care pot fi atribuiți la componentele metabolice, și anume la vitamina D, la un nivel extrem de jos a vitaminei D și un nivel foarte înridicat al homocisteinei. Vă mulțumesc! Domnul președinte, dacă îmi permiteți și mie o întrebare, domnul președinte. Dacă doamna profesor Fanie este sfătul de răspuns, vreau să aud. Da, vă mulțumesc, sunt satisfăcută, vă mulțumesc. Doamna secretar. Da, vă ascultăm, doamna secretar. Da, îmi cer scuze că vine cu întârziere răspunsul, doamna Pălin, îmi cer mii de scuze că am intervenit. Vreau un răspuns scurt, pentru că cunoaștem lucrarea prin muncită de foarte mulți ani și sunt de acord cu domnul președinte că s-ar fi fost și valabilă și cu un protocol mai restrâns. Dar totuși sunt curioasă să știu dacă sunt publicate niște rezultate ale unor studii similare
după metodologia studiului, caz control sau poate studii randomizate pentru copii cu aceste probleme pe care dumneavoastră în complex v-ați evaluat. Mă refer și la marcherii biologici și la marcherii instrumentali. Deci un studiu de o așa amploare ca și al dumneavoastră, dacă există, recent. Mulțumesc! Doamna, mulțumesc atât, doamna conferențiar. Vreau să remarc faptul că, într-adevăr, în literatura de specialitate există foarte multe studii, însă variabilele care sunt puse în discuție și examinate sunt 1, 2, 3 și atât. Multe sunt studii axate pe etnicitate, pe modul de alimentație a copilului, pe vârstă, pe sex, pe unii parametri biochimici, însă astfel de metodologie de a examina acest copil, eu în literatura de specialitate nu am găsit. Am găsit ultimul studiu care recent a fost publicat, ce ține de etnicitate în China, publicat în iulie 2019, de asemenea, bazându-se pe pe etnicitate și pe o regiune separată a Chinei. Un studiu destul de important, deci bazat pe mai mult de 999 de copii incluși în studiu, examinați în baza unor chestionare naționale, care au evaluat acești copii în trei rate consecutive. Deci copiii incluși în studii în 2004, în 2008 și în 2015, scopul urmăririi în perioada de creștere a fost gradul de creștere a hipertensiunii și a obezității în funcție de etnicitate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc pentru răspuns. Mulțumim. Domnul profesor Turea, dacă se poate de pe loc, da? Stimată doamnă doctor, vorbim de diferiți factori de risc, vorbim de diferite profiluri și dumneavoastră ați constatat că microalbuminuria, nemie în cer iertare, n-ar avea o influență deosebită. În ce mod atunci dumneavoastră lămuriți că ați constatat cele mai mari valori la cei normă ponderali și la obeși. Astea sunt două grupuri absolut diferite, cu rezultate aproximativ comparabile. Din care considerăm dumneavoastră să plătiți? Nu, stimat domnul profesor, deci noi am avut notul de control, care au fost stabilite normativele de vârstă, fiindcă foarte multe variabile de normative pentru copii nu sunt stabiliți. De aceea noi am avut lotul acesta de control, la care, având un statut absolut sănătos, am făcut repere la nivelul celor sănătoși. Noi am primit aceste rezultate prin analiza care am primit-o, prin analiza statistică efectuată, și rezultatul urmează să-l dăm în... Și atunci, dacă datele nu sunt veridic statistice, din care considerăm că le prezentați în lucrare ca confirmare sau ca negare a unor... Deci ele totuși au fost mai mari la copii, în loturile de copii, copii hipertensivi, o tendință de majorare în, anume la copiii care au fost hipertensivi și obeși. Și doar de întrebare, mai mult de un mod organizatoric, noi a fost precizat aici că suntem de diferite specialități, pe mine mă interesează ca pediatru. Cum vedeți dumneavoastră implementarea rezultatelor disertației în activitatea practică a medicilor de familie și a medicilor pediatri? Pentru că eu sesizez că dumneavoastră activați în Institutul de Cardiologie, este clinica municipală, dar așa rezultate trebuie să implementate în societate. Ele merită ca ele să fie impuse
în discuții și în promovare ca rezultate reale de recomandări în medicina practică. Cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta? Domn profesor, vă mulțumesc. Deci vreau să vă spun că noi deja am început acest lucru, colaborăm cu sectorul primar, și anume sectorul botanic al municipiului Chișinău, pentru a implementa rezultatele noastre obținute, și anume deci, ce ține de nivelul scăzut al vitaminei D. Vreau să vă spun că în pediatrie, dumneavoastră foarte bine cunoașteți lucrul acesta, sunt careva recomandări obligatorii care ar trebui să fie respectate, ce ține de deficitul vitaminei D ca control la sectorul primar și corecția acestui deficit prin administrarea dozelor terapeutice și profilactice. Asta ar fi un moment foarte important, care cu siguranță ar contribui la rezolvarea mai multor probleme și nu numai celor ce țin de maladiile cardiovasculare. Deci este ca proiect pilot cu implementare ulterioară în Republica Moldova. Asta e recomandări practice. Asigur. Mulțumim, dar doamna profesor Vatanu, da, vă ascultăm. În asistență, eu vreau să încep de asemenea prin a o felicita pe doamna Mătrăgună cu prezentarea foarte bună, de un nivel calitativ mult mai bun decât la toate celelalte etape precedente, și aceasta a făcut ca materialul să fie mult mai bine înțeles, și am următoare întrebare. În privința factorilor de risc, spuneți-vă, rog, ar putea oare fi oprită avalanșa aceasta de modificări metabolice și inflamatorii la copii, în special la copii obezi și hipertensivi? Ați spus mult despre rolul combaterii factorilor de risc, inclusiv la părinți, și cam care ar putea fi contribuția acestui aspect la rezultatele sănătății copiilor? Asta ar fi o parte a întrebării, și a doua parte a întrebării. Spuneți-vă, rog, există acum lucrări în care se testează poate niște metode medicamentoase sau poate vaccinuri, pentru că știm că sunt asemenea tentative, chiar și vaccinuri în combaterea aterosclerozei se intenționează a crea. Cum stau lucrurile la copii? Vă mulțumesc, doamna profesor. Deci, eu aș putea să răspund în felul următor. Este bine cunoscut faptul că vitamina D este o vitamină lipofilă. Evident că ea se distribuie în țesutul grăsos, concentrația scade și evident că nivelul acestei vitamine tot timpul o să fie mărit. Aici este greu să vă răspund cum am putea să implementăm strategii de strategii pentru a declanșa o problemă cardiovasculară. Însă există și partea a doua. Deci, este bine cunoscut că vitamina D este o vitamină care este sintetizată deci de soare, exogen, în piele. Evident că niște recomandări practice pentru copiii obeși, cum ar fi deci expunerea solară, cum ar fi modul de activitate acestor copii zilnice cu genul de activitate, cum ar fi modul de a fi îmbrăcați acești copii, fiindcă ei sunt mai timiți, mai adinamici, mai conservatori, mai statici, prin gradul de sedentarism. Sigur că cred că acesta ar fi un prim pas pentru, prin scăderea gradului de
supraponderabilitate sau de obezitate, am putea într-o măsură oricare să reducem aceste riscuri. Alte metode medicamentoase ați întâlnit dumneavoastră în lucrurile pe care le-ați studiat? Da, sigur că. Doamnă profesor, deci obezitatea tot timpul deci poate să aducă la complicații maladiilor cardiovasculare, dar poate să fie și propriu zis un trigger pentru a dezvolta maladiile cardiovasculare. De aceea, medicația ține în mare măsură de administrarea vitaminei D și dozele recomandabile pentru copii. După cum și am mai spus, sunt doze terapeutice și sunt doze profilactice. În pediatrie, în caz de asocierea aceasta cu hipertensiunea și obezitate, o doză utilă de tratament ar putea, este considerată doza de până la 1000 de unități internaționale sau 100 de microgram pe mililitru, care se utilizează pe o perioadă cel puțin de 6-8 luni, cu monitorizarea periodică a nivelului vitaminei D. Ca ulterior, în caz că copilul continuă să aibă o deficiență de vitamina D, se trece la o doză de susținere care de asemenea poate să dureze de la 6 la 8 luni. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Mai sunt întrebări, doamna profesor Maionet? Doamna profesor, mai aveți întrebări? Eu nu. Da, mulțumim, da. În același context vreau să întreb ce-a întrebat doamna profesor Ataman și o chestie. Dacă cunoașteți despre faptul că se lucrează, deci asupra sintetizării niște remedii farmacologice contra leptine, antileptină sau antinocitinemie, care sunt foarte nocive, noi știm acest lucru, sau invers, pentru a sintetiza niște medicamente pro-adipolectină, pentru a majora cantitatea de adipolectină în organism. Dacă știți astfel de lucruri. Mulțumesc, domnul profesor. Astfel de lucrări există, ele sunt foarte minimalizate și ele sunt axate pe medicamentele ce sunt direcționate spre protonii de lipază intestinală. Nu o să nominalizez, nu o să dau denumire preparatelor, dar acestea sunt grupa care de fapt recomandat sau acceptat în pediatrie sunt doar două preparate care sunt înregistrate la noi în țară. Astfel vreau să vă informez că noi deja am început acest lucru și răspuns mai concret la doze, preparat, perioadă, o să vă putem da după finalizarea proiectului care este în derulare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, da. Stimați colegi, mergem cu întrebările mai departe. La ce am avut întrebări? Deci, dacă întrebări nu sunt, atunci finalizăm cu întrebările, fiindcă comentariile vor fi mai târziu. Vă mulțumesc la toți și mergem la punctul 5 al regulamentului de astăzi. Deci, în care secretarul științei, vă rog pe doamna Adela, doctora Adela Samadi, să reducă la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, în nota informativă a ANACEC și în avizile altor centri științifice, referitoare la valoarea științifică și administrativă a dietei. Profil, doamna doctor Samadi. Vă mulțumesc, domnul președinte, stimați membri a Consiliului. Deci o să încep cu avizul Laboratorului Științific de Cardiologie Intervențională și Hipertensiune Arteriale din cadrul Institutului de Cardiologie, proces verbal numărul 3 din 19 iunie 2019. La ședință au fost prezenți 14 persoane. Avizul este întocmit în conformitate cu prevederile, în mod academic, este
alcătuit pe 3 pagini dactilografiate, a prezidat ședința domnul profesor Alexandru Sarau și sunt elucidate toate întrebările și răspunsurile ample, la fel și numerele de cuvânt. În decizie se menționează că s-a decis a aproba materialele tezei de doctor abilitat în științe medicale a doamnei Nelea Mătrăbună cu tema estimarea factorilor de risc, particularităților clinico-biochimice și hemodinamice la copii cu hipertensiune arterială și a înainta lucrarea spre discuții și aprobare la etapele următoare. Semnătura președintele, domnul profesor Alexandru Carauș și secretar, doamna Svetlana Cojocaș, doctor în știință. Următoarea hotărâre a seminarului științific de profil al Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul Mamei și a Copilului, profilul 322 pediatrie, specialitatea 322.01 pediatrie și neonatologie, proces verbal numărul 2, din 17 septembrie 2019. La ședință au fost prezenți 13 membri. La fel, hotărârea este alcătuită în conformitate cu cerințele regulamentului. S-a menționat cu referire la autoritatea temei, la nivelul de argumentare a recomandărilor expuse și semnificația teoretică. În concluzie, se vorbește despre hotărârea de a aproba materialele tezei doamnei Mătrăbună cu tema respectivă nominalizată, pentru că se conformă prevederilor regulamentului în vigoare. În același timp, se menționează că teza de doctor abilitat în științe medicale prezentată de doamna Mătrăbună Nelea, în conformitate cu prevederile punctului 5 al paragrafului 3 al regulamentului, a acumulat 72 de puncte, se apreciază ca bună, necesită unele redactări, după efectuarea cărora se recomandă spre promovare în etapele ulterioare. Decizia, prin vot deschis, unanim, s-a votat pro și a fost recomandată înaintarea pentru susținere în cadrul seminarului științific de profil 322.03, cardiologie, semnat este hotărârea de președintele seminarului științific de profil domnul profesor Ion Micu și secretar al seminarului doamna conferențiar Ala Corba. Următoarea hotărâre este parvenită din partea seminarului științific de profil 321.03 cardiologie și 321.23 cardiochirurgie, în care se menționează, examinând teza de doctor abilitat în științe medicale cu tema nominalizată mai sus, la specialitatea 321.03 cardiologie, seminarul hotărăște teza de doctor abilitat în științe medicale a competitoarei, se apreciază unanim bună cu acumularea punctajului de 69 și se recomandă spre promovare la etapa următoare după efectuarea redactărilor necesare și prezentarea tezei în varianta finală președintelui seminarului științific de profil, proces verbal numărul 3 din 22 octombrie 2019, s-a votat unanim pro. Punctul 2 vizează componența Consiliului Științific Specializat și referenții oficiali, după care, în notă, se menționează și în decizie, luând în considerare acumularea punctajului 69 la evaluarea tezei, pe data de 5 decembrie 2019, a avut loc examinare repetată a tezei elaborată de competitoarea Mătrăbună Nelea. Toate obiecțiile au fost înlăturate și lucrarea poate fi prezentată la etapa următoare. Iată, această hotărâre a fost înaintată și depusă în dosar la ANACEP, ea a fost acceptată, de aceea s-a emis ulterior decizia despre care a vorbit domnul președinte la început. Vreau să dau citire numelor savanților notorii care au binevoit să ne expedieze avizul la rezumatul tezii. În total avem 10 avize și este îmbucurător faptul că majoritatea avizelor sunt parvenite de la savanții
de peste hotare. Asta încă o dată ne confirmă importanța, actualitatea și recunoașterea lucrării, aprecierea doamnei Mătrăbună în calitate de specialist și om de știință, precum și aportul consultanților științifici, bineînțeles. Deci o să dau citire avizelor parvenite în consecutivitatea cum au ajuns în Consiliu. Primul aviz este semnat de domnul profesor universitar dr. Mihai Neamțu, conducător de studii doctorale la Facultatea de Medicină Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, România. Următorul aviz este semnat de cetățeanul nostru Sava Costin, doctor abilitat în medicină, profesor universitar, membru de onoare Academiei de Științe Medicale din România, membru de onoare Academiei de Științe din Moldova, lucrează la clinica universitară din Germania și Institutul Max Planck pentru cercetări a inimii și plămânului. Următorul aviz mi-a pervenit, o să citesc în original. Заведующий кафедрой клинической фармакологии и клинической фармации Национального медицинского университета имени Богомолова, доктор медицинских наук, профессор Хайтович, Украина. Урматорулабис. Есть 17, где Виталкас Касюлевичус, доктор медицинских наук, профессор Вильнюсский университет, медицинский институт. Урматорулабис. De asemenea, ar veni de la un specialist notoriu a Universității Lituaniene, Institutul de Cardiologie pe lângă Academie de Medicină, profesor asistent dr. Virginia Duschiene. Următorul aviz a parvenit de la doamna doctor cu abilitate științei medicale, conferențiat cercetător, șef laborator științific, urgențe cardiace și tulburări de ritm, a Institutului de Cardiologie, doamna David Livia. Următorul a parvenit din Rusia, de la renumitul specialist pediatru, domnul doctor medicinских наук, scris aici în aviz, profesor academic Российской Академии наук, Руснак Федор. Următorul aviz a parvenit de la doamna profesor doctor abilitat în științe medicale, Minodora Mazur. Următorul aviz, doamna doctor în științe medicale, profesor universitar, director clinica pediatrie, șef clinica cardiologie pediatrică a Institutului Mamei și Copilului, doamna Ina Pali. Și nu în ultimul rând, și suntem foarte onorați că am primit un aviz pozitiv din partea doctorului abilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al Academiei de Științe a Moldovei, șef catedra neurologiei, numărul 2, USMP Nicolae Estinițanu, domnul Sănăislav Groba. Vreau să menționez că toate avizele sunt pozitive, apreciază foarte mult ca formă și conținut teza, menționează despre noutatea și semnificația științifică și, în special, valoarea aplicativă a tezii și toți acești avanți sunt de părerea că autoarea merită acordarea titlului științific de doctor abilitat în medicină. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna secretar, aveți dreptul de a comenta. Mulțumată doamna secretară, doamna conferențiară, vreau să vă mulțumesc mult pentru expunerea ce ține de avizele parvenite din exterior și interior și cu multă stimă și respect aș vrea să mulțumesc la tuturor profesorilor, academicienilor care m-au onorat, ne-a onorat cu analiza profundă a lucrării efectuate și cu mare încredere sperăm la o continuitate în activitate. Mulțumesc foarte mult! Da, vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Deci trecem la următorul punct, numărul 7. Deci consultații științifice. Deci trebuie să se spună părerea asupra calităților profesionale și personale a profesorilor.
Sunt de ocazie că domnul Gădiceanu este chiar alături de noi prezent. Domnul Gădiceanu, vă rugăm să vă expuneți câteva cuvinte. Stimați colegi, vă salut pe toți, îi salut și pe cei care se află online. Ne bucurăm de faptul că în aceste timpuri destul de complicate, destul de vitrige, destul de grele, totuși avem posibilitatea să comunicăm și nu numai să ne auzim, dar chiar și să ne vedem ceva într-un mod mai puțin obișnuit. Stimați colegi, atunci când vorbești de niște personalități, totdeauna te gândești la mai multe laturi ale lor, fiindcă fiecare personalitate are mai multe fațete. Eu, luând în considerație timpurile, că timpul e scump, nu o să mă refer la multe fațete, la multe aspecte ce țin de această doamnă deosebită, de această mamă, de acest doctor care este nu numai adorat de pacienții săi, dar este mult apreciat de părinți și îndeoseb de colegii săi. Stimați colegi, eu aș vrea totuși ca să fiu succint și totodată să subliniez unele momente pe care le-aș considera mai deosebite, sau măcar unul din ele. Cred că unii din dumneavoastră, cei care ne privesc și cei care sunt în sală, vă amintiți anii 90. Anii 90 se caracterizează atât pentru țara noastră, care, să zicem, și-a proclamat suveranitatea, independența. Independența era fragilă, stabilitatea în țară nu prea era, economia la pământ și am început să trecem de la un sistem la altul, atât în economie cât și în medicină. Trecem de la sistemul Semașco la sistemul european. Mi-amintesc în timpurile celea când institutul de-abia se ținea pe plute, fiindcă trecusem, bani nu erau, în țara nu erau, în bugetul țării nu erau. Noi am trecut la un concept care se numea medicina, adică garantată, gratuită, minimum garantat, gratuit de stat, care nu era nici minimum, dar era minimorum și nici nu mai era gratuit de stat. Indicatorii cardiovasculari a mortalității, a morbidității erau foarte, foarte răi. Și iată, în situația aceasta, cu colegii de la Institutul de Cardiologie, căutăm ieșiri din situații. Și necătând că era situație destul de grea, consideram absolut necesar ca aripa aceasta, adică momentele ce țin de sănătatea copiilor, nu era în vizorul nimărui. Nici într-o instituție din Uniunea Sovietică nu era un departament care se va ocupa, vorbesc de instituțiile de cercetări din cardiologie, a instituțiilor de cardiologie din Uniunea Sovietică, care erau la număr acolo aproape 10, 9 instituții erau pe timpul acela, nu era un departament, un laborator care se ocupă cu problemele cardiologiei pediatrice. Și atât noi am încercat atunci să abordăm această problemă. Timpurile grele nasc și oameni mai deosebiți. Și iată, atunci am selectat-o pe doamna Mătrăgună pentru ca ea să
se preocupe cu această problemă extrem de dificilă. Nu voi enumera în detalii greutățile și etapele prin care s-a parcurs. S-a început de la un nucleu foarte mic, de 3 persoane, care cu încetul a evaluat, ajungând la un laborator, crescând cadre cu care ne mândrim astăzi. Cu bazele clinice ne venea greu, am început la Spitalul Emilian Coțaga, când practic era numai pereți, mai mult nu era absolut nimica, niciun electrocardiograf nu era. Toate lucrurile erau adunate din ajutoare materiale. Prin momentele acestea a trecut această echipă, această doamnă distinsă, care astăzi ne-a prezentat și în aspectul științific rezultatele pe care dumneavoastră le-ați audiat. Consider că ceea ce a făcut în aspectul organizațional, adică managerial, e mai presus chiar decât rezultatele, să le zicem, frumoase, importante, pe care le-a prezentat. Deci îmi rămâne să-i spun ca în continuare să prelungească în același mod, fiindcă avem nevoie de așa oameni. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumesc tuturor celor prezenți și celor prezenți audio, adică online. Mulțumim, domnul academician, pentru cuvântul de confirmare a persoanei care asta a fost în fața noastră despre profesionalismul de atât științific cât și de organizator. Doamna consultat Milimia Reveco, după ce am înțeles, deja nu mai este un hiking, am avut de acțiune acolo la universitate. Mergem cu punctul 7, 8 de fapt, care este de asemenea un punct foarte important. Deci ne dă pe referințe oficiali să-și expună părerea asupra tezei, obiecțiile și sugestiile. Dacă luăm după conform autoreferatului, atunci primul referent oficial este domnul doctor habilitat de științe medicale, profesor universitar, Cobeț Valeriu. Domnul Cobeț, ne auziți? Bine. Domnul Cobeț e la telefonul ăsta. Deci nu s-a mai rezolvat, da? Nu s-a rezolvat. O problemă tehnică care apare și vreau să mă credeți, s-a decolectat lumina la Nigeric, la domnul Cobeț și încercăm prima următoare. Vorbiți în continuare. Alo, bună ziua, urmărată! Bună ziua! Mulțumate președinte al Consiliului Științific, mulțumate secretar, mulțumate membre Consiliului Științific, auspiciu științific, domnul academician Efrem Popovic, doamna profesor Miriel Rivenca, domnul referent, doamna referentă și tot publicul care astăzi și în clipa respectivă, în mod virtual, participă. Cu regret, în timpirile au fost mai tari ca noi și sunt nevoit să expun punctul de vedere și aprecierea asupra tezei în așa mod. Se aude, domnul Andrei? Da, se aude perfect. Inditarea conceptuală a studiului interpersonal excelează prin faptul că acesta abordează un aspect crucial al cardiologiei, hipertensiunea arterială esențială populară din Africa. Un obiectiv de fond al cercetării este de fapt hipotocomitea evoluției hipertensiunii, va fi inclusiv în dependență de criteriile greutății corpului, suprafondările papii și obiectivitate, care la ora actuală preiau proporții de alertă în numărul de fapt a frânilor de pe bloc. În acest context este tangibil la opinia potrivit căreia discomitul de circulatorie manifestă în copilărie și adolescentă un spor considerabil și este un pericol pentru maladiile cardiovasculare care vor evolua în viitoare. Pentru a obține și a aduce la fel evidențe notabile ce pot avea valoare concludente în apalanul conceptual al hipertensiunii arterială copii, raportul variantele greutății corpului, prezidenta a cercetat în mod complex pericele patogenice principale
diminente evoluții astrologiei Namahin și care sunt post mai clar cunoscute în cardiologie pediatrică. Acum a fost determinat un panou multimarker format din marker principal, cea o regelire la inflamație, insulină rezistență, hiperglicemie, complexitate, disfuncție endotelială, ceremodulare vasculară, remodulare miocardului, precum și activitatea sistemului simpatic potrivit. Estimarea acestor marcheri în studiul observațional ca control prospectiv a avut în scop nu numai încinarea valențelor patogenetice, dar și identificarea predictorilor care pot oferi pediatrul clinician suport pentru diagnosticul precoce al hipertensiunii arteriale la copii, precum și a impactului suprapoziției și obicității asupra unei strategice coatorii și riscului de ultraj cardiovascular în perioada viitoare. Resultul s-a realizat de copii cu hipertensiune diagnosticate potrivit principiile acceptate în pediatrie, potrivit cu vârsta de la 10 până la 18 ani, normoponderal, supraponderal și obez. Astăzi sunt constituite trei loturi, respectiv 35, 36 și 34 de copii. Scopul nostru a fost în acest context format de 35 de copii normoponderal și normoponderal. La care s-au apreciat tot acei marcheri explorați cu șeptele nivelului clerical homocisteină. Identificarea inflamației a fost atestată prin determinarea conținutului clerical proteinei C-reactive în alte spine și aștotinii factorul tumoral din necroză. Pentru a de ceva prezent inflamat de subclinice, sau cum o numim noi, low grade inflammation, la copii explorați, ce-au justificat legătura acestia cu supraponderalitatea și obilitatea, s-a determinat nivelul circulant de bilectinie și adiponectină. Interesantă patogenică a fost interesată prin aprecierea lotului de studii a nivelului homocisteinemiei, care este un marker autentic al disfuncției endoteliale, precum și prin insulinemia și glicemia bazală, prezentarea riscului insulinorezistenței și sindromul metabolic propriu supraponderalității și obezității. Aprecierea profilului lipidic la copii din studiu a urmărit evaluarea potențialului aterogen în contiguitate cu prezente inflamații și disfuncții endoteliale, care se impune totodată inteligibil prin prognostic de durată, privind evoluția inflamației subclinice, aterosclerozei subclinice și hipertensiuni arteriale. Privind repercusiunile hipertensiunii arteriale funcționale asupra remodelării vasculare, inclusiv în raport cu modificările greutății corporale și nivelul circulant al marcherilor, s-au determinat. Grosimea sunt intime medii arterii carotide comune, apreciate și drept un marker al inflamației și aterosclerozei subclinice. Indicii geometrici și funcționale ai cordului, precum și nivelul microalbuminurii, oportun în estimarea afecțiunilor subclinice de organ. O variantă deosebită a studiului constă în evidențierea factorului clinic plauzibil privind evoluția și prognosticul hipertensiunii. Anomie de acestor ospitală agravată prin obezitate, diabet, zahărare de tip 2 și afecțiuni cardiovasculare, marge din parc, nu cardi s-ar putea sistem vascular cerebral. Miror ale gestației, la care noi mă refer prin toxicoză, iminentă de abort, diabet, zahărare gestional, anemia. Naștere prematură, naștere supra-urtată, traumă la naștere. Erori în alimentație, un comportament de tip important, inclusiv alimentația în primul an de viață, consumul de sare și grăsimi, stilul de viață, privind sedentarismul cu limitat, agresivitate fizică, tabagismul, activitate fizică, pasiv, uzul de alcool și, în ultimul rând, climatul psihologic în familie și la școală. Urmarea gestației și alimentației conțin substanțial la calitatea metabolismului vitaminei E, care are implicații directe în controlul și orchestrare de ciclul faptului ale cronostalgice ovatorice și metabolice. Această conotație este depreciat studiul nivelul circulant al vitaminei E, sub formula 25H, în toate grupurile de copii, precum și moderarea acestuia cu markerii biochimici și concentrație serică A, catecolaminilor. În cărcătă conceptuală a obiectivelor și opțiunilor de studiu, a fost
simptomelor, precum și metodologia utilizată în părți primei ce expun autoritatea concludente, originitatea și autenticitatea studiului hiperfecțional. Dacă o ținute, lărgem considerabil viziunea psihopatologică asupra evoluției hiperfecțină creează copii cu diferite valori ale indiciului masei corporale. Astfel, majoritatea copiilor hiperfecțiți supraponderali și obiect demonstrează un mod de viață sedentar și un regim alimentar periclitat, manifestat prin consum exagerat de alimente bogate în grăsimi, glucide ușor asimilabile, cu un indice glicemic mult mai mare. Mai multe ca poate, erorile alimentare din timpul gestației au fost reprezinte în lotul copiilor cu hipertensie arterială și obezitate. Acești factori de risc sunt factori modificabili și, prin urmare, trebuie să fie cunoscute în toate familiile și corectați eficient prin aportul direct al pediatrului. Este remarcat faptul că inelul corpul vitamine D a fost la copiii cu hipertensie arterială supraponderală și, în deosebire, copiii obiect, semnificativ subiectiv nivelul maso în medie cu până la 43%. Această carență a influențat totală nivelul homocisteinemiei, care la copiii cu hipertensiune și obezitate a fost mult peste dublu privind nivelul maso. Iar și concentrarea vitaminei D și concentrarea homocisteinei s-a adresat o corelare negativă din intensitate medie înaltă. Indicele Pearson este calculul 1040. Hiperhomocisteinemia este cunoscută la maturi este un factor proaterogen marcat. La copiii din studiu, linierele indicelor profilului lipidic, aici mă refer la colesterolul total, colesterolul alterat, colesterolul alterat și triglicerinile, nu au depășit limitele normei de vârstă acceptate. Totuși, este dimensionat nivelul semnificativ mai înalt, cu 16,5% al colesterolului total la copiii obiezi cu hipertensiune arterială centrală, față de indicele masă. Nivelul LDL colesterolului a fost semnificativ superior indicele masă în toate cele trei moduri de copii cu hipertensiune arterială. Etalonul superior de 5-41% prin caracteristici pentru copiii hipertensivi obiezi. Criteriile triglicerizilor nu au fost semnificative, dar colesterolul HDL s-a impus prin valori semnificativ mai mici față de marcherul masului. Glicemia bazală nu a depășit nici într-un loc valoare superioare limite acceptate de Federația Internațională de Diabet, 5-6 mmol pe litru. Cu toate acestea, insulina bazală a fost semnificativ elevată în loturile 2 și 3, comparativ cu lotul masor, la o rată de circa 71%. Hipertensiunea bazală s-a corelat robust cu nivelul semnificativ majorat al leptinii, cerca de 2,2 ore la copii obiecti hipertensivi, și cu nivelul semnificativ redus al adiponectinii cu 33% la copii obiecti hipertensivi. Faptul este un lucru explicit. Excesul de leptină, precipitarea de adiponectină, sunt factori care declanșează răspunsul inflamator și asigură pe o parte mintinderea inflamației subclinice, iar pe de altă parte, creșterea ei în inflamație cronică. Această comutare este conceptual importantă evaluarea nivelului circulant al markerilor proinflamatori de bază. Nivelul circulant ale factorii de croză tumoral alfa sunt semnificativ majorate în toate cele trei noturi de copii la cote cuprinse între 23 și 29 ori. Conținutul sieric al proteinii C-reactive în alte zetine depășește în toate cele trei noturi valoare de 3 mg pe litru, ceea ce indică un risc cardiovascular major la toți copiii hipertensivi, indiferent de indicele masei corporale. Astfel, demiața, mintinia duce la fel prezintă inflamație subclinice, care este susținută prin hiperdestinemie, hipoadiponectinemie, hiperhomocisteinemie, hiperinsulinemie și stresul hemodinamic crescut, crește hipercaticolaminemie. Prezentul norepinefrina a elevat cu
peste 50% parte de miomina neotropată, care denotă activare excedentă, excesivă, a sistemului limfatic adenos. Inflamarea subclinică este un factor lider de întreținere a aterosclerozei subclinice, precum și a afectării subclinice a organelor stinte. În acest context este importantă creșterea grosimii complexului intermediei arterii carotide, poate de martelul, martor, deosebile copiii mobili. Creșterea grosimii complexului intermediei reflectă pe domeniul de remodelare vasculară, determinată de disfuncție endotelială, în continuitate cu accentuare inflamatică. Așadar, rezultatele obținute aduc dovezi concludente, certe, și noi variante conceptuale privind clinicopatologia hipertensiunea arterială a copiii, cu un status motor compromis asociat de supraponderalitate și obezitate. Evident, conturate înlărgesc arsenalul de predictori care vor ajuta pediatrul clinician să reducteze prematur perturbările homeostaziei circulatorii asociate de elevarea tensiunii arteriale, în vederea aplicării măsurilor de corectare naturală și farmacologie minimă. Gata, cine e care, da? care derivă din hipoteza de cercetare completată prin metode de cercetare venite spre utilizare. În capitolul 1, revista literaturii, sunt profund și desfășurat relatate repere conceptuale și teoretic-practice ale problemii, în continuitate și tangență cu obiectivele trasate, în state cercetărilor proprii și rezultate scontate. Autorul aduce la apel doctrine, opinii și viziuni contemporane moderne, formulate cu literatura de specialitate privind epidemiologia și fiziopatologia hipertensiunii arteriale la copii, în special prin evaluarea biomarkerilor iminenți, și aici vreau să accentuez în mod deosebit, pârghiilor patogenetice principale de perturbare a sistemelor de control al tonusului vascular bazal, valorilor tensionale și a remodelării vasculare periferice a miocardului. Este cu sagacitate și scrupul tratată esența inflamației subclinice și a afectării subclinice a organelor țintă în hipertensiune arterială esențială. Din această normă, relatată importanța a lipocinelor, carențe de vitamină D,
hiperhomocisteinemia, hipercatecholaminemia, etc. În capitolul 2, destinat expunerii materialului de studiu și metode, sunt foarte bine și comprehensiv jalonate locurile de studii, cu caracteristica clinică a pacienților și etapele de cercetare. Sunt aruncate opțiunile tehnico-metodologice, precum și manevrele de procesare statistică a materialului probatoriu, cifre care este foarte vastă. În capitolul 3 sunt evidențiați factorii de risc prenatal și postnatal privind evoluția hipertensiunii arteriale la copii, normă, supra, ponderal și obiect. Aportul stilului de viață în acest context și, în primul rând, al alimentației. De asemenea, este estimat rolul deficitului vitaminei D și a hiperhomocisteinemiei în dezvoltarea hipertensiunii arteriale sinusale. Știm despre relatările recente asupra relației între vitamina D și proteina CROTA, expresată prin gena CROTA, gena nemuririi. Și destul de interesante sunt datele care intervin în a confirma rezultatele pretendentei privind interfața comună dintre vitamina D, proteina CROTA și valorile circulante ale bacteriilor proinflamatoare. Capitolul se finalizează cu discuția rezultatelor obținute, care precipită în 5 postulate bine construite și expuse. Capitolul 4 se remarcă prin analiza parcurgătorilor modificării nivelului circulante ale bacteriilor metabolismului lipidic și glucidic, inflamației și disfuncții endoteliale, precum și ale catecolaminelor la copiii cu hipertensiune arterială esențială, supraponderal și obezi. Analogic, acest capitol, de asemenea, se finalizează prin expunerea în formă de concluzii materialul din exigeza datelor primite. Capitolul 5 excelează prin relatarea evidențelor ce denotă remodelarea vasculară periferică și a miocardului la copii cu hipertensiune arterială, precum și valoarea predictivă a microalbuminuriei. Suntem deprinși cu aceste entități pentru organismul matur și evidențele obținute în lucrarea disertațională privind prezența remodelării vasculare periferice și a miocardului la copii, deci la un organism până la 18 ani, care este în creștere, este supus acțiunii ascensiunii cantitative a hormonului, diferitor hormon și factor de creștere și în paralel se produce și acest gen de modificare structurală, cum îl definim care modelare, care evident pe viitor își va plăti un tribut foarte serios. Și lucrul acesta îl evidențează pretendenta în introducere, ceea ce se întâmplă în copilărie, își va găsi ecoul în viața ulterioară și sub acest aspect sunt foarte semnificative, importante, datele obținute pe aceste trei loturi de copii, care să crească arsenalul clinicianului pediatru în vederea estimării premature a oricărui risc de evoluție a hipertensiunii, a oricărui risc de remodelare vasculară și a miocardului. Este importantă, de asemenea, analiza de egresie logistică pentru evidențierea puterii de influențare a diferitor factori asupra valorilor tensionale, indicele mase corporale și grosimii complexului intimă medie al arteriei carotide, ca urmate veritabil al remodelării vasculare periferice. Cele 11 concluzii generale derivă completamente din materialul probatoriu obținut în cercetare, comprimă cele mai importante evidențe conceptuale și sunt expuse coerent și cu mult scopul a spune chiar cu aprii științifici. Recomandările practice reprezintă elemente importante de ghidare a clinicianului pediatric în vederea predicției hipertensiunii arterială copii în baza aprecierii microbuseric al vitaminei D și a bacterilor inflamației și remodelării cardiovasculare.
În acest context, aș vrea să spun că pretendenta a utilizat principiul mutu in parvo, deci de a demonstra însușiri în coagularea unui material atât de vast, să-l precipiteze în trei comandări practice, care pot servi un ghid firesc, relevant al principalului de teatru și, de ce nu, un mini audiobook în această direcție. Bibliografia cuprinde 323 de surse de literatură, care au aderență strânsă, concludentă la tema cercetării, sunt contemporane și utilizate foarte priceput în cadrul expunerii și analizii materialului. În concluzie, vreau să trec peste toate palierele care se solicită în estimarea unei așa lucrări și să menționez. Disertația cu tema, estimarea factorului de risc, cu autorităților clinico-biochimice și hemodinamice la copii cu hipertensiune arterială, reprezintă un studiu laborios, finalizat, original și bine conceput, în care este abordată o problemă actuală a cardiologiei. Prin ce se întemeiază voluntatea științifică a cercetării, pentru rezolvarea căreia s-au angrenat opțiuni tehnico-metodologice adecvate și moderne. Rezultatele obținute au un impact teoretic concludent și o valoare aplicativă locală pentru cardiologie pediatrică și sunt complexități concentrate în cele 11 concluzii generale și 3 recomandări practice. O formare a manuscrisului propriu-zis sau tezei este în corespundere totală cu regulamentul de evaluare al ANACEP. După toate poziții și reperele de evaluare a lucrării științifice, ce se pretinde la titlul științific de ortocarditat de științe medicale, pierza analizată corespunde totalmente exigențelor prioritare de ANACEP pentru o teză de herbilitate. Și ultima valență, din șirul de concluzii, care o expun cu mare plăcere, susțin întemeiat, nepartenitor, imparțial și fără echivoc, că pretendenta, doamna conferențarul de stat, Bătrâncu Nândălea, merită conferirea titlului științific de protocabilitate în științe medicale. Vă mulțumesc de atenție și cer încă o dată scuze pentru expunerea truncheată, dar motivată din cauza cu voi. Mulțumim, domn profesor, n-a fost de fel truncheat, că n-a reușit să vă auzim și la telefon și la calculator tot foarte bine. Doamna comitetoare, vă rog să vă expuneți asupra reflexiilor aduse de domn profesor Popescu. Bun, stimate domnul profesor, vin spre dumneavoastră cu sincere mulțumiri pentru faptul că ați fost la toate etapele de realizare a studiului. Vin să vă mulțumesc pentru cele sugestii foarte importante, pentru recomandările foarte utile care în final au configurat și rezultatele obținute. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu încă o dată, doamnă pretendentă, mâine doctor habilitată științe medicale și o reverință iminentă specială auspiciului științific, domnul academician Mihail Popovici și doamnă profesor universitar Nel Rivenco, pentru ghidarea cu așa scrupul a unei teze complicate și realizate cu mult lux de amănunte de către dumneavoastră. Succes în viitor! Vă mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc, domn profesor! Vă mulțumim și ne rugăm pe următorul referent oficial, domn profesor Gennadi Curuchkin, dacă ne aude. Domn profesor! Bună ziua! Bună ziua! Vă salutăm și vă rugăm să vă chipuneți în marginea Eu, în speranță că se aude bine, o stimați domnule președinte, o stimați membri a Consiliului Științific, distinți domnule academician, stimați consultanți a lucrării, stimați doamna pretendentă, doctor Matragună, eu, cu permisiunea dumneavoastră, după așa o referință
făcută de antivorbitor, pur și simplu nu îndrăznesc să vă mai fur din timp. Referința propriu zis în scris, am prezentat-o doamnei secretar. Țin să mă opresc asupra unor momente care mi-au atras atenție în această lucrare. Deci lucru formal, partea formală am realizat-o în referință în scris, dar ce țin să spun, ce impresionează în această lucrare? Faptul că este foarte multilaterală, multiaspectuală. Este una din, eu aș spune, foarte puține lucrări realizate în Republica Moldova, în domeniul respectiv, și una care trasează și anumite, eu aș spune, perspective și direcții întregi de cercetare în domeniu. Eu am vedere cardiologie pediatrică, domeniul factorilor de risc și domeniul de, spunem așa, mecanismelor de realizare acestor factorilor de risc, transformare și evoluție în instalarea patologiei. În lucrare s-au analizat factorii de risc convențional, non-convențional, și noi observăm un lucru că unele manifestări sunt destul de specifice vârstei de copilărie. Mai de mult timp în medicina de familie promovam ideea că, de fapt, până la instalare trec decenii, până la instalarea bolilor cardiovasculare, trec decenii întregi de persistență a factorilor de risc. De fapt, lucrarea doamnei Mătrăgună ne arată că acești factori de risc persistă nu decenii, dar persistă încă din starea perioada de sarcină, de fapt. Și ele se consolidează, se magnifică prin diferite, spunem așa, mecanisme, începând cu cele biochimice și terminând cu unele, spunem așa, rutine comportamentale. Ce atrage atenția, spunem așa, a unui internist și unui cardiolog? Corelațiile care au fost prezentate în lucrarea doamnei Mătrăgună arată foarte interesant și, eu aș spune, convingător interrelația și interacțiunea dintre factorii de risc din diferite categorii. Convențional, non-convențional, metabolici, simpatoadrenal, din domeniul metabolismului lipidic și așa mai departe. Asta e foarte interesant de observat. Racine a făcut astfel de lucrări demonstrând interdependența diferitor grupuri de factori de risc, în special în grupul pacienților pediatrici. În special în grupul pacienților pediatrici. Mai este aici un moment destul de interesant. Printre manifestările hipertensiunii la pacienții copii cu supraponderalitate, cu obezitate, se disting și unele momente foarte specifice vârstei pediatrice. Noi vedem că hipertensiunea persistă mai mult timp la cei obezi decât la cei supraponderali. Noi vedem că ecocardiografic se manifestă foarte interesant și neobișnuit, începând cu creșterea volumului atriului stâng, deși suntem obișnuiți că ar trebui să apară hipertrofia reticulară stângă ca și primul pas sau primul semn al hipertensiunii. Am vedere din partea corpului. Se disting și alte momente, spunem așa, destul de specifice vârstei pediatrice. Și asta e foarte interesant, foarte captivant, eu aș spune foarte promițător în sensul cercetării.
Abordarea asta de analiză prin regresie revelă niște interacțiuni sau niște interdependențe foarte interesante. Ele au fost, într-un fel sau altul, depistate și confirmate la pacienții de la stomatur. Însă, noi observăm că aceleași legități sau legități similare cu anumite abate au loc și în copilărie. Iată asta e interesant, interesant și distinge lucrarea de celelalte lucrări. Aici se analizează și demonstrează atât trăsăturile comune vârstelor maturi și copilărești, cât și aspectele specifice, anume vârstei de copilărie. Corelațiile depistate, analizând lucrarea, am observat că destul de mult loc în lucrare ocupă analiza corelațiilor între factori multipli de risc, atât convenționali cât și non-convenționali cardiovascular. Dar corelațiile depistate, ele cu certitudine trasează anumite direcții pentru cercetări mai aprofundate, nemijlocit a mecanismelor de legătură între acești factori de risc care sunt studiați în lucrare. Țin să spun ca să nu abuzez de timp și totodată să nu reiterez cele spuse de antevorbitorul meu. Țin să spun că lucrarea impresionează prin, spunem așa, abordarea asta care o numim noi multilaterală sau comprehensivă. Incluzând și factorii comportamentali, și factorii mediului, și factorii, spunem așa, intrinseci cu organismul. Eu, în acest context, și aici în lucrare foarte bine se vede legătura asta dintre obezitate și hipertensiune. Dar în acest context aș dori să formulez o întrebare. Dacă, ținându-se cont că la maturi, totuși, ultimul timp, mai multă atenție se acordă, nu propriu zis obezității ca ta, dar obezității abdominale. Dacă în lucrare au fost cumva analizat și acest aspect. Pentru că noi cunoaștem rolurile și funcțiile diferite ale țesuturilor adipoase, spune, sau ale formelor de țesut adipoase. În final, țin să spun că în cadrul celor 5 capitole, de fapt s-a realizat prezentarea tuturor rezultatelor obținute și s-a realizat, de fapt, s-au atins practic toate obiectivele trasate la începutul sau înainte de a începe lucrarea. Materialul obținut, prezentat în teză și în autoreferat, este foarte bine sistematizat, este foarte clar expus într-un limbaj, pe de o parte, științific, pe de o parte, destul de accesibil unor, spunem, nespecialiști în domeniu. Studiul firesc se finalizează cu concluzii generale care sunt în tot mai în stare să reflecte rezultatele tuturor capitolului lucrării. În final, țin să spun fără îndoială teza se distinge printr-o manieră pronunțată de noutate și originalitate științifică. Toate cele, spunem, depistate ca fenomene în această lucrare au și o valoare aplicativă. Eu aș fi de acord în acest sens cu domnul profesor Țurea că mai mult s-ar cere implementarea acestor rezultate în practică și sectorului de AMT și în practică pediatrilor din instituții de AMT.
Nu mă opresc asupra faptului la câte evenimente științifice naționale și internaționale a fost discutată lucrarea sau materialele ei în componente. Țin doar să spun un lucru. Lucrarea lasă o impresie una finalizată din toate punctele de vedere. Și de atâta eu vin în susținerea propunerii că pieza doamnei doctor Patrițiară Matragură Nelea prezentată pentru susținere în vederea obținerii titlului de doctor candidat științe medicale este o lucrare actuală, finalizată, realizată metodologic corect, cu date semnificative științifice noi obținute și o valoare practică incontestabilă. Respectiv, corespunde cerințelor ANACEP față de tezele de doctor candidat și se recomandă pentru a fi prezentată la etapele următoare, iar autorul tezei, doamna Matragură, pe deplin, merită titlul respectiv de doctor candidat în științe medicale, la specialitate 321.03, cardiologie. Vă mulțumesc pentru prezență. Domn profesor, vin să vă mulțumesc pentru munca care ați depus-o, pentru aprecierea înaltă a muncii noastre, pentru cele idei, sugestii care în decursul muncii dumneavoastră vi le-ați expus, care au avut ca finalitate o apreciere atât de înaltă din partea dumneavoastră. Ce ține de întrebarea care dumneavoastră ați spus-o, deci, desigur că noi am examinat și obezitatea abdominală, la toți copiii au fost examinați circumferința abdominală, mai mult, toți copiii au fost expuși examinării adipochinilor, precum adiponectina și leptina, și desigur că a fost efectuat determinarea valorilor citochinice. Acestea, în principiu, au fost, rezultatele obținute au fost destul de reprezentative, care atribuie acest grup de copii, de hipertensiv obeș, în categoria copiilor cu risc potențial majorat. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, doamna! Vă mulțumesc! Deci, mergem mai departe. Еще раз приветствую нашу дружественную, близкую нам Украину, город Герой Одесса. Уважаемые господа, видите, вы меня слышите? Да, я слышу. Мы просим вас высказаться по поводу того, что вы услышали, какое ваше мнение о нашей компетенции, о нашей соискательнице. Пожалуйста. Спасибо большое. Хочу прежде всего поблагодарить вас о том, что меня пригласили быть рецензентом такой интересной работы. Глубокоуважаемый председатель, глубокоуважаемые члены ученого совета, глубокоуважаемая Нелли Георгиевна, я с удовольствием познакомилась с работой и хочу поделиться своим впечатлением. Мы с вами живем в мире, очень быстро меняющемся. И сейчас здоровье человека определяют одни и те же мощные силы. Это демографическое старение, быстрая урбанизация и, к сожалению, глобализация нездорового образа жизни. Одним из таких ярких примеров тенденции это факт, что неинфекционные заболевания, такие как болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение, диабет, являются основной причиной смертности в мире.
Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущее место в этой структуре неинфекционной патологии и являются основной причиной ранней инвалидизации, кроме того, что это и преждевременная смертность в большинстве стран, в том числе и экономически развитых. Одним из ключевых факторов риска болезни сердечно-сосудистой системы как раз и является гипертония, которую изучал наш соискатель. От гипертонии на сегодняшний день страдает уже более миллиарда человек в мире. Она является причиной сердечных приступов, инсультов, является причиной 9 миллионов смертей в год. За последние 40 лет структура сердечно-сосудистых заболеваний в детском возрасте и подростковом возрасте претерпела существенные изменения, увеличила их удельный вес, к сожалению. По данным популяционных исследований разных стран, артериальная гипертензия у детей встречается от 5,5 до 18% случаев. Но отсутствует стандартизированная методика измерения артериального давления, подготовленный персонал не всегда есть. Нет единых критериев оценки уровня и не позволяет это реально оценить ситуацию распространенности артериальной гипертензии среди детей и подростков, что затрудняет ее диагностику, и эти цифры, к сожалению, могут быть больше. А также нет возможности, не всегда есть возможность контролировать эффективность проводимых мероприятий профилактики и лечения. Артериальная гипертензия у детей занимает значительную часть среди сердечно-сосудистой катастроф. Несмотря на доказательства и высокую распространенность артериальной гипертензии у детей, есть ранние осложнения артериальной гипертензии, и они, к сожалению, не всегда вовремя диагностируют. Еще есть такая неприятность, как несвоевременное лечение артериальной гипертензии, неправильный подход в детском возрасте по подростковом является колоссальным риском развития артериальной гипертензии во взрослой жизни. И эта ситуация тяжелее тоже поддается терапии. Такая ситуация требует применения адекватных мер профилактики, ранней диагностики и мониторинга сердечно-сосудистых осложнений на длительный период времени. Поэтому актуальность данной работы абсолютно не вызывает сомнений. Достоверность и обоснованность научных положений, выводов, рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе на трибуне Нелли Георгиевны, обеспечена достаточным клинический материал. Было проведено исследование типа случаев контроля, в котором приняли достаточное количество детей с артериальной гипертензией, это 115 в возрасте от 10 до 18 лет. Контрольная группа была отобрана у детей с нормальным давлением и нормальной массой тела того же возраста. Соискатель Нелли Георгиевна использовала комплекс современных методов исследования, исторические, клинические, параклинические, эпидемиологические, аналитические, математические. Диагноз артериальной гипертензии был установлен в соответствии с последними рекомендациями Европейского руководства по артериальной гипертензии. Для разнонаправленной оценки факторов риска, с которыми сталкивается ребенок с артериальной гипертензией, были включены в исследование специально разработанная анкета, которая включала обследование пренатальных наследственных факторов риска, медико-социальную характеристику семьи, что очень важно, семейные вредные привычки, порой они играют колоссальную роль в развитии этой ситуации, анкетирование питания. Наряду с традиционными факторами риска, инновационными намерениями для Республики Молдова была оценена роль витамина D и гомоцистеина. Также программа параклинического обследования включала параметры липидного углеводного профиля, некоторые показатели адипокина, катехоламина, провоспалительные цитокины в сыворотке и моче для диагностики на доклинических стадиях и субклинического поражения органов при оценке. Были оценены микроальбуминурия, что очень важно, индекс интимомедиасной артерии рассчитан на индекс массы миокарда левого желудочка.
Анализ данных проводился с использованием современных статистических программ. Информативность комплекса методов исследования, используемых в работе, и объем клинического материала достаточен для обоснования научных положений работы. Достаточное количество таблиц, рисунков, приведенных в диссертации, в полной мере отражают фактический клинический материал, подтверждают, что полученные результаты научного исследования достоверны и обоснованы. Таким образом, достоверность интерпретации клинического материала на основе привлечения современных методов исследования, высокого качества его анализа и современность методологии не вызывает сомнений. Цель и задачи работы сформулированы четко, дизайн научного исследования соответствует принципам доказательной медицины. Все положения диссертации являются логическим следствием проведенных исследований, а сформулированные выводы и практические рекомендации соответствуют содержанию диссертационной работы. Содержание автореферата и основных положений диссертации идентичны. Научная новизна работы заключается в том, что автор впервые обосновал новые представления о факторах риска, это традиционные факторы, и гипергомоцистеинемия, дефицит 25OH витамина D, а также были предложены некоторые диагностические биомаркеры, и также их обоснованы. Это позволяет расширить понимание патогенеза артериальной гипертензии развития у детей и подростков. В то же время применение их в качестве ранних биомаркеров дадут возможность предпринять эффективные как профилактические, так и лечебные мероприятия для данного контингента детей. Важно то, что результаты исследования были внедрены в клиническую работу научной лаборатории детской кардиологии, института кардиологии, детской клинической больницы Валентина Ильиненко, а также отделение эндокринологии института матери и ребенка. Также результаты данного исследования были рассмотрены и прокомментированы на национальном и международных уровнях, что тоже имеет большое значение. На тему исследования опубликовано достаточное количество научных работ, включая 5 статей в международных журналах, довольно большое количество статей в национальных рецензированных журналах, из них 4 в качестве моноавтора. Работа написана в традиционном стиле, работа состоит из 195 страниц базового текста и включает вступление, 5 разделов, после которых следует синтез результатов, общее заключение, практические рекомендации, библиография, включая 325 источников и 5 приложений. В первом разделе «Новое видение относительно факторов риска и особенности эссенциальной артериальной гипертензии у детей» описывается текущее состояние знаний в области исследовательского интереса, анализируется обновленная литература по эпидемиологии артериальной гипертензии у детей, традиционные факторы риска, а также роль витамина D и гомоцистеина в лечении артериальной гипертензии у детей и подростков. В основном это были работы последних лет, это тоже важно. Много оригинальных работ по исследованным темам. Второй раздел «Научные материалы и методы» посвящены клинической характеристике обследованных больных дизайна и методом исследования. В этом разделе подробно обосновывается выбранное направление исследования. Было приведено исследование типа случаев, в котором приняли участие дети с артериальной гипертензией. Предоставлена общая характеристика всех обследованных пациентов, а также пациентов из группы детей с контрольной группы. Дана подробная характеристика всем методам, которые применялись в работе. В третьем разделе множественная оценка факторов риска у детей с эссенциальной артериальной гипертензией имеет 5 разделов. В первом разделе была описана сравнительная клиническая характеристика групп. Было показано, что дети, которые имели повышенные цифры артериального давления и имели коморбидную патологию ожирения, имели более высокую продолжительность артериальной гипертензии.
по сравнению с детьми, у которых артериальная гипертензия протекала на фоне избыточного веса или у детей, которые имели нормальный вес. Дальше следует подраздел анализа традиционных факторов риска, который посвящен непосредственно анализу этих факторов. В исследовании большинства детей с артериальной гипертензией это дети с избыточным весом и ожирением, которые ведут малоподвижный образ жизни и получают несбалансированное питание. Это перекликается с данными международных исследований, с данными наших исследований, которые проводятся у нас на практике. Основу питания в таких семьях составляют продукты, богатые жирами, легко усвояемые углеводы, с высоким гликемическим индексом и используется избыток соли. Эти данные соответствуют мировому уровню. Среди пренатальных факторов риска исследований наблюдались ошибки питания во время беременности мам, которые чаще встречаются у детей с артериальной гипертензией и ожирением. Учитывается тот факт, что профилактика развития артериальной гипертензии должна начинаться уже во время беременности, также нам с моей точки зрения, очень важно. Есть элементы такой профилактики, как сбалансированное питание, здоровый образ жизни, отказ от курения и употребление алкоголя. В подразделе изучения роли гиповитаминоза D в развитии эссенциальной артериальной гипертензии детей был показан низкий уровень витамина D по сравнению с контрольной группой. Хотя во всех группах были снижения, но достаточно низкий уровень будет как раз у пациентов с ожирением и избыточным весом. Также представляет интерес отрицательная корреляция уровня 25OH витамина D с гомоцистеином в крови у данных пациентов. В подразделе оценки роли гомоцистеина в развитии эссенциальной гипертензии было показано значение сывороточного гомоцистеина, его значения были высокими с показаниями контрольной группы во всех исследовательских группах. Как раз это подтверждает факт, что гипергомоцистеинемия влияет на развитие как артериальной гипертензии, так и ожирения. Однако самые высокие уровни были как раз у пациентов, где сочетаются две коморбидные патологии артериальной гипертензии и ожирения. Четвертый раздел диссертации посвящен результатам собственных исследований. Это и клинические особенности социальной гипертензии. Они детально описаны. Как, например, самые частые жалобы у детей с артериальной гипертензией при поступлении были головная боль, были головокружения, различные нарушения сна. Во втором подразделе этого раздела детально анализируются показатели липидного профиля. В то же время наиболее важные дислипидемии были зарегистрированы как раз опять у пациентов с начитанной коморбидностью. В подразделе, где описывается углеводный обмен, было показано, что как раз имеет значение уровень выработанного инсулина, и мы видим, что получены самые высокие значения опять в исследовательской группе у пациентов с артериальной гипертензией и ожирением, хотя еще данные уровня глюкозы натощак были в референтных значениях. В четвертом подразделе оценка уровня лептина и адипонектина в сыворотке показаны также самые высокие значения этих показателей. И статистически это именно значение. В подразделе 4.5 определены сывороточные значения провоспалительных маркеров, описаны их значения, достаточно высокие, как раз у детей с ассоциированными двумя факторами риска, артериальной гипертензии и ожирения и избыточный вес. В подразделе 4.6 оценка влияния симпатической нервной системы развития гипертензии у детей. Был детально проведен анализ, были отмечены высокие значения сывороточного адреналина по сравнению с контрольной группой. Данные различия были статистически значимы. В пятый раздел работы – гемодинамические особенности и доклиническое поражение органов при эссенциальной артериальной гипертензии у детей состоит из трех подразделов.
Первый подраздел – это особенности гемодинамики артериальной гипертензии у детей, где очень детально проанализированы клинические и функциональные параметры. Не было получено различий со статистической значимостью частоты сердечных сокращений, и при расчете некоторых других электрокардиографических параметров были различия со статистической значимостью по эхокардиографическим параметрам между группами, были обнаружены только для размеров левого предплечья. Во втором подразделе проведена хорошая оценка субклинических параметров. Гипертрофия левого желудочка на сегодняшний день остается наиболее изученной формой повреждения органа мишени в детей с артериальной гипертензией, потому что и ожирение, и артериальная гипертензия способствуют увеличению размера левого желудочка. При оценке индекса массы миокарда левого желудочка не отмечено различий по статистической значимости между исследуемыми группами. Третий подраздел посвящен анализу логистической регрессии, где было обнаружено, что наиболее важными факторами порядке убывания, которые влияли на уровень артериального давления, являются общий холестерин, сывороточный норадреналин, сывороточный адипоносин, микроальбуминурия, гипопротеиновая низкоплотность и третий глицерин сыворотки. Работа Нелли Георгиевны прекрасно подтверждает высокий теоретический и практический ее уровень. Мы слушали сегодня прекрасный доклад. Нелли Георгиевна ориентируется в своей работе, которую выполнила самостоятельно, очень важно, демонстрирует высокую ее научную квалификацию. Выводы в количестве 11 были обоснованы, вполне вытекают из результатов проведенного исследования, поставлены цели, задачи. Содержание периферата полностью освещает основные положения диссертации и ее результаты. Практические рекомендации доступны, изложены грамотно, активно внедрены в работу медицинских учреждений. Опубликованные научные работы полностью отражают основное содержание диссертации. Работа хорошо продумана диссертантом, клинический материал адекватно проанализирован, аккуратно оформлен. Можно сказать, что диссертационная работа Матрибуна Нелли Георгиевны на тему «Факторы риска. Клинико-биохимические и гемодинамические особенности детей с артериальной гипертензией», представленной на соискании ученой степени доктора медицинских наук по специальности 321.03 кардиологии, выполнена на современном методическом и научном уровне исследования, является завершенной научной работой автора, является содержащие новое решение научной задачи. Вы меня слышите? Да, мы вас хорошо слышим, да. Да? На основании проведенного комплекса клинического обследования и экспериментального исследования из Вертанов получены новые научные обоснованные разработки для повышения эффективности комплексной терапии и влияния факторов риска на развитие артериальной гипертензии у детей в зависимости от массы тела, полученные результаты имеют большое значение в решении научно-фундаментальной проблемы, основанных на новых представленных факторах риска артериальной гипертензии у детей, что способствует более широкому пониманию патофизиологических механизмов. Также подтвердили возможность их использования в качестве ранних биомаркеров диагностики артериальной гипертензии, что делает возможным принятие своевременных методов профилактики и лечение данного заболевания. В процессе рецензирования работы Матрибуна Нелли Георгиевны принципиальных замечаний не возникло. Есть единичные ошибки при компьютерном наборе текста диссертации. Выявленные недостатки работы не влияют на общую высокую оценку диссертационной работы. В порядке научной дискуссии считают целесообразным поставить диссертанту несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, Нелли Георгиевна, с вашей точки зрения, какой именно патогенетический механизм объединяет две соматические патологии, которые вы изучаете, артериальная гипертензия и ожирение? Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна.
В принципе, установлено, что ожирение является независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, осложнений, а и является и триггером или пусковым механизмом развития других сердечно-сосудистых заболеваний. В патогенезе избыточной массы тела и ожирения также ассоциируемых с ними заболеваний значительную роль отводится жировой ткани и в большей степени висцеральной жировой ткани. Особенности патогенеза артериальной гипертензии при ожирении является, конечно же, спазм сосудов на фоне увеличенного сердечного выброса, задержка жидкости, гиперволемия и повышенное общее сосудистое сопротивление. Типичными метаболическими нарушениями – это нарушение толерантности к глюкозе, инсулинорезистентность, повышенный уровень триглицеридов, повышенный уровень холестерола и мочевой кислоты. И в дополнение к этому звену, конечно, возникает системный оксидантный стресс и системное субклиническое воспаление. В нашем исследовании, как мы уже показали, вы видели эти все изменения, но в дополнение к этому нами получены данные о метаболической роли или метаболическом включении витамина D и хомочистеина. Спасибо большое. А как вы можете объяснить низкий уровень показателей 25H витамина, да, в исследовательских группах? Были ли они сопоставимы по сезонам? И какие вы дозы, курсовые, дневные, рекомендуете детям для восстановления уровня витамина D? Будут ли они отличаться у детей, если другие знаменитые? Да. Уважаемая Валентина Ивановна, хочу вам сказать, что дозы в зависимости от сопутствующих патологий, в принципе, не отличаются, а отличаются только от уровня дефицита витамина D. Что касается сезонности, в принципе, мы себе не поставили такую задачу, поскольку это работа случай контроль, и мы однократно измеряли уровень витамина D в плазме. Но по данным литературы хочется отметить, что все-таки больше сниженный уровень витамина D наблюдается с декабря по март месяц. Что касается низкий уровень, полученный в наших результатах, ну, он был, в принципе, собственно говоря, установлен у детей именно с ожирением, что может быть обусловлен, конечно, несколькими факторами. Это, как я уже говорила, на молдавском был где-то параллельный такой вопрос. Витамин D является жирорастворимый витамин и распределяется в большем объеме жировой ткани, что, конечно же, приводит к снижению его уровня или его концентрации в крови. Во-первых, можно предположить, что при ожирении снижается, во-вторых, можно предположить, что естественный уровень снижения витамина D наблюдается в коже у этих тучных, скажем так, детей под воздействием лучами солнца. Поскольку тучные дети, конечно, являются менее подвижные, больше одевают на себя одежды, что препятствует проникновению солнечных лучей на кожу. Соответственно, они меньше проводят время на солнце, поскольку, во всяком случае, мы это наблюдали, они больше изолируются, больше занимаются какими-то занятое время, больше на компьютерах, на каких-то какими другими видами деятельности, но не только неактивными действиями. Что касается витамина D и рекомендованные дозы в педиатрической практике, профилактические дозы витамина D
мы рекомендуем от 600 до 1000 международных единиц в течение минимум 6 месяцев, а лечебные дозы в зависимости от дефицита витамина D до 100 микрограмм в сутки, что соответствует 4000 международных единиц. Спасибо. Спасибо большое, да. И можно еще один вопрос уточнить, уже очень хочется, потому да. что долго изучая проблему ожирения, за время вашего исследования были ли дети в основной группе, которые перестали бы набирать вес или даже худели, те, кто имели избыточный вес ожирения? Если да, отмечалась ли у них при этом стабилизация показателей артериального давления или других показателей? Вопрос очень интересный, который, ответы на которые можно получить в перспективе. Дети, которые были включены в исследование, и задачи, которые были нами поставлены, не предусматривали наблюдение за уровнем им артериального давления, за весом детей и тому подобное. Но тем не менее, из личного опыта по наблюдению этих детей, конечно же, некоторые оставались такими же, при такой же весовой категории, такими же, с таким же весом. Лечение на фоне лечения артериального давления мы не замечали, чтобы вес детей снижался. Дети, которые находились на начальном этапе лечебной, не медикаментозной терапии, а рекомендованной диетотерапию, рекомендации, которые они получали по соблюдению образа жизни, активности в течение дня. Конечно же, у некоторых мы наблюдали и снижение веса. Но это было, но это было малое количество детей, поэтому мы предусматриваем дальнейшую проекцию по наблюдениям таких детей и более достойный ответ, скажем так, или детальный ответ вы сможете получить от нас по окончанию следующего проекта. Уважаемая Валентина Ивановна, спасибо большое. Спасибо большое за ваш... Это будет интересно. И я хочу тогда резюмировать и сказать, что диссертация Матрикуна на регионе по актуальности темы, научной новизне, достаточного объема проведенных исследований, достоверности полученных результатов и практической значимости полностью соответствует требованиям по диссертации на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор Матрикуна Наталья Георгиевна заслуживает присуждение ученой степени доктора медицинских наук по специальности 321-05 кардиология. Спасибо большое. Спасибо большое, Величко, да, одну секунду. Спасибо вам за высокую, за детальные анализы, высокую оценку работы нашей, нашего доктора. Она тоже хочет особо вам сказать. Да, пожалуйста. Уважаемый профессор, уважаемая Валентина Ивановна, огромное спасибо вам за вашу работу, за ваш труд, за ваше время, которое вы провели, анализируя результаты нашей работы, и за те бесценные рекомендации, которые, учитывая ваш высокий профессионализм на Украине по поводу ожирения, конечно, во многом помогли нам оптимизировать и, скажем честно, где-то разобраться в некоторых деталях по поводу ожирения и соответствующих осложнений. Спасибо большое, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами. Спасибо. Спасибо, Наталья Георгиевна, спасибо, Наталья Ефимовна. Я с удовольствием всегда буду к вам приезжать. Спасибо. Я думаю, что мы сможем увидеться дальше. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Медицинская коллегия могу за номеру дети, пункту дети, когда недавно с учением нашего дискуссии, я с утра говорю, что идти в терапии,
care practici prozoritorii. Deci nu neapărat nimic consiliu științific, dar toți cei care sunt acum disponibili online, pe care nu mai țin în sală, dar cei care sunt referenți obligatoriu se vor expune. Dacă dorește cineva din cei care ne aud să se expună, Vorbim foarte, foarte succint după astfel de discursuri complexe, profunde, academice a distinșilor referenții oficiali, dar totuși reieșind din actualitate și oportunitate indiscutabilă a problemei abordate de către autoare, ne facă să intervenim în discuții, subliniind, subțind totuși atitudinile și rezultatele obținute pe parcursul anilor. Mai multe cercetări, totuși din ultimul deceniu, s-au axat identificarea unor factori, unor noi factori de risc ai hipertensiunii arteriale, unor nou marcheri care să identifice hipertensiunea arterială la etape preclinice pentru inițierea precoce a măsurilor de profilaxie și tratament, însă autoarea prin cercetarea sa vine cu completări, evaluând impactul unui bloc complex de factori cu determinism hipertensiv, inclusiv a rolului hiperhomocisteinemiei și a deficitului de 25-hidroxivitamina B. Astfel vor putea fi inițiați timpuriu la etapa preclinică, după cum am menționat, un număr mult mai mare de copii hipertensivi, care se recunoaște în câteva decenii în trecut, deci nu diagnostica această maladie în rândul copiilor. Autoarea estimează în premieră și semnificația unor mari precoce a efectării subclinice de organ la copii hipertensivi. O cercetare de timp inedită a acestui studiu rămâne a fi și testarea leptinii, a deconectivei serice, teleferului alfa, etc., despre care mult s-a discutat și corelațiile iminente obținute. De asemenea, acești biomarcheri, influența lor s-a dovedit deja în vericile patogenetice ale hipertensiunii arteriale, dar și a obezității la copii. Acestea și sunt, după mine, noile viziuni, fiind fundamentate științific cele deja existente, care cu certitudine se înscriu în capitolul Rezultate noi pentru știință și practică de importanță majoră, atât naționale cât și internaționale. De asemenea, aceste rezultate obținute la sigur vor contribui la o înțelegere mai amplă a mecanismelor fiziopatologice de realizare a hipertensiunii arteriale la copii și va confirma oportunitatea utilizării acestora drept biomarcheri de diagnostic precoce a hipertensiunii arteriale în vederea aplicării oportune a măsurilor de profilaxie atât de necesare la etapa actuală, dar și de tratament. În final, țin să felicit autoarea cu această lucrare definitivată și originală, iar rezultatele, la sigur, cu eleganță, se vor înscrie în palmaresul cercetărilor efectuate și finisate în ultimii ani, nu doar în domeniul cardiologiei pediatrice, dar și a pediatriei, cardiologiei în general. Sigur, nu în ultimul rând, doresc să felicit distinșii conducători, mult stimatul Credincean Popovici, doamna profesor Minerva Bienco, dorindu-vă atât dumnealor, cât și tuturor dumneavoastră multă sănătate, noi și frumoase realizări în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna profesor, pentru intervenția frumoasă avută și între colegii care s-au plăticiat. Dacă mai dorește cineva să se expună, dacă nu avem doritori, lucrăm de o perioadă de studiu bunicică, aproape 3 ore. Domnul profesor, dacă îmi permiteți eu... Domnul profesor Istrati, da. Dumneavoastră oricum, deci obligatoriu sunteți aici în listă, așa? A, dumneavoastră încă nu sunteți membri de consiliu, da? Începem, da.
Trecem la membrii consiliului, da, doamne domnul profesor, dacă... Eu mă folosesc de această ocazie și vreau să mă adresez, în primul rând, o stimate domn președinte, o stimați membri Consiliului Științei Specializați, o stimate domnul academician Popovici, o stimate domnul profesor Rivenco, deci toți cei care sunt prezenți la această susținere minunată, vreau să vă spun, la tăți mă folosesc de această ocazie, vă spun, Hristos a înălțat, deoarece este o zi religioasă importantă, ceva o consider ca și în ziua de Paști, cu urări de bine fiecăruia și în familie dumneavoastră. Я с особым чувством хочу обратиться к профессору с Украины, это глубоко уважаемая Валентина Ивановна Величко. Значит, я хочу сказать, что отчасти я тоже имею отношение к Украине, потому что я и аспирантуру, и докторантуру я выполнял в Харьковском медицинском институте и в институте кардиологии в Харькове. Это мой научный руководитель, мирно известный академик Любовь Трофимовна Малая. Вот. Это сегодня очень большой праздник. Мы говорим, это Христос Вознесся. И в такой праздник принято вспоминать близких людей. Я везде и всюду, я и студентам читаю лекции на обществах наших, и в прошлом году был в Харькове, потому что исполнилось 100 лет со дня рождения. Я везде и всюду, как любой, наверное, ученик, должен вспоминать своих учителей, и я с особым чувством уважения хочу отнестись и вообще к всему народу Украины, потому что не только Любовь Трофимовна способствовала, но и все люди, которые меня окружали, они тем могли, мне помогали. Я уверен, что в Одессе точно такие же самые прекрасные люди. И я не забыл, что вы сказали, что следующий этап защиты диссертации будет на берегу Черного моря, именно на Аркадии. Поэтому мы все, я думаю, принимаем ваше приглашение и будем там, значит, участвовать. Я приглашаю весь ученый совет. От всей души желаю всего вам наилучшего, и когда будет хоть малейшая возможность участвовать в работах, в защитах наших диссертаций, мы, естественно, тоже будем, надо сотрудничать, и надо, значит, всячески поддерживать такие хорошие, дружеские взаимоотношения. Согласна. Спасибо, согласна. Стимация коллегия печи цимити Украина профилузисы, и мы в Распунке, в Сентесосла Курент Киом, партичпат на этапе или прецеденте, шин кадру дискуссии департаменту депедиатрии, шин кадру семинару шпинцифик для профил и ведь кардиологии, в калитате для речензен, там авут оказия с дискуссии фарты, му компетитуария, по doamna conferențiară la tribună și deci am avut discuții chiar aprinse în unele situații. Deci, acum ce vreau să zic, că la moment, lucrarea după mine este deja finalizată. Ea are un aspect de o cercetare deja terminată, deci care deci, este destul de bine lucrată, este cizelată, deci este mult așteptată, în primul rând, clar, că de doamna conferențiară Mătrăgună, deoarece a lucrat mult și insistent asupra acestei cercetări, dar acum eu sunt ferm convins că această lucrare, mă adresez sus rezultatele acestei cercetări, sunt așteptate și de medicii de familie, și pediatrii, și acei care lucrează cu patogeni. Sunt și medicii care activează în școli, deci în instituții preșcolare, și anume aceste rezultate, mi-e pare că ele sunt bivnite și trebuie de cunoscut toți factorii de risc care deci pot, într-un fel sau altul, fi implicați în dezvoltarea multor procese deci patofiziologice, așa cum este deci hipertensiunea arterială. Nu vreau să vă rețin, dar eu aș vrea să concluzionez că lucrarea deci este efectuată la un nivel contemporan, este destul de bine deci, elucidate rezultatele cercetării,
Deci este foarte, foarte mult noutate științifică. Sunt sigur că există un mare potențial, deci pentru celelalte cercetări științifice care vor fi efectuate în acest domeniu, și lucrarea corespunde în totalmente cu toate cerințele ANACEP-ului. Iar competitoarea, doamna conferențiară, Nelima Drăgună, ea este, după părerea mea, merită pe deplin abilitatea în științe medicale, în domeniul cardiologiei, și cu această ocazie vreau să felicit, în primul rând, consultanții științifici, pe domnul academician Mihail Popovici, pe doamna profesor Nele Ridenco, deci pe doamna Mirele Mătrăgune, deci cu realizarea acestei lucrări științifice foarte interesante, foarte importante, și să vă doresc la toți mult succes în continuare, dar în primul și în primul rând sănătatea, deoarece ea, după cum voi vedem, este cea mai scumpă decât toate. Multă sănătate și la toți cei prezenți și să ne auzim de bine. Mergem mai departe, vreau să revin pe domnul conferințiar și senator Vitalie Moscalu, directorul Institutului de Cardiologie, care a stat toată perioada aici și a ascultat la atenție. Să-i spună domnul Moscalu care a... Nu putea fi altfel, fiindcă, într-adevăr, e o sânere disertație care iese din Institutul de Cardiologie și prezența directorului cred că era obligatorie. Vreau să vă felicit, doamna competitoare, cu finalizarea unei teze frumoase. Vreau să felicit și pe conducătorii științifici a dumneavoastră. Pentru noi o mândrie deosebită că mai iese o teză din pereți Institutului de Cardiologie și cu așa apreciere înalte care le-au făcut atât recenzenții oficiali, neoficiali. Deci eu cred că această teză va da un aspect atât teoretic cât și practic pentru multele grupuri de medici, pediatri, cardiologi în tratamentul bolilor cardiovasculare, în tratamentul hipertensiunii arteriale la copii, mai ales la grupul de copii pe care l-ați selectat cei obieși cu factori de risc. Deci pentru... Vă rog să vă așezați, că eu vreau să spun și eu două cuvinte, fiindcă pentru protocol știți cum e binevenit ca să vorbim câte ceva. În ultimii 50 de ani, domeniul cardiologiei a cunoscut progrese fără precedente, de la prevenție la inovații tehnologice în diagnostic și tratament. Desigur că hipertensiunea arterială constituie o problemă de sănătate publică, ci determină morbiditate și mortalitate înaltă în continuare. Eu, fiind cardiochirurg, pentru mine e foarte important să am un pacient hipertensiv, fiindcă e bine cunoscut atât în mediul practic cât și în mediul academic, o creștere cu 20 de milimetri hidrage, tensiune arteriale sistolice, ori cu 10 mm tensiune arteriale diastolice la maturi, dublează mortalitatea prin boli cardiovasculare și prin accidente vasculare cerebrale la adulți. Din păcate, mai multe studii epidemiologice confirmă că simptomele hipertensiunii arteriale la adulți vin deseori din vârsta copilăriei și adolescenții. Alimentarea nesănătoasă, hipodinamie, obezitate au contribuit la majoritatea prevalenței hipertensiunii arteriale esențiale și scăderea vârstei de debut a acesteia. Patogenia hipertensiunii arteriale depinde în aceste cazuri de constatarea obezității, apariție rezistenței la insulină, modificarea homeostazei la sodiu, modificarea în veriga sistemului renin-angiotensin-aldosteron, modificările morfologice ale peritului arterial periferic. Nu sunt de neglijat încărcările neuropsihice, stresul sever și prelungit în apariția hipertensiunii arteriale induse activ la copii. Țin să mențin că teza doamnei Mătrăgun este un studiu consacrat estimării factorilor de risc de hipertensiune arterială la copii. Fost prezentate particularitățile clinice, biochimice, ce determină modificările hemodinamice la copii cu hipertensiune arterială. Ca sarcină de studiu a fost evaluate
spectru glucidic, spectru lipidic, markeri inflamației cronice, unii adipocine la copii cu greutate corporală mărită și obezitate, toate acestea ce determină influența lor în dezvoltarea sindromului de hipertensiune arterială. A fost studiat rolul homocisteinii ca marker al disfuncției endoteliale. A fost apreciat nivelul catecolaminilor ca verigă a mecanismului de dezvoltare hipertensiunii arteriale și rolul lor în implicarea sistemului nervos simpatic la copii cu obezitate. A fost studiat impactul hipertensiunii arteriale la copii la nivel subclinic, gradul de afectare a organelor țintă în acest context, ca o intenție inovatoare putem menționa aprecierea semnificației microalbuminuriei ca factor ce confirmă dereglări microcirculatorii în rinichi la copii cu hipertensiune arterială și obezitate. A fost studiat impactul hipertensiunii arteriale asupra modificărilor morfometrice și hemodinamice ce caracterizează funcția miocardului la copii și, în special, mărirea masei miocardului de ventricul stâng. În rol deosebit poartă modificarea raportului grosimii complexului intim către media arterii carotidii, indice care a fost propus ca un marker al remodelării vasculare periferice la copii cu hipertensiune arterială și obezitate. S-a constatat că sănătatea cardiovasculară este în dependență mare măsură și de dezvoltarea intrauterină a fătului. Un subcapitol aparte a elucidat cu lux de amănunte acest deziderat în teza de disertație. Au fost aduse noi argumente științifice care au sugerat activități de profilaxie eficiente, monitorizarea nivelului seric a vitaminei D și măsurile de corecție în cadrul deficitului influențează starea sănătății cardiovasculare a populației pediatrice. Făcând o incursiune în miezul problemei, reflectat în subiectul studiului disertațional realizat de doamna doctor Nelimitre Mătrăgună, pot menționa că problemele abordate prezintă o actualitate incontestabilă. Obiectivul de fond a fost dedicat studierii unui bloc întreg de factori de risc ce determină apariția sindromului hipertensiv la copii și adolescenți, cercetările în profunzimea factorilor de risc care se implică în apariția hipertensiunii arteriale la copii au completat viziunea unui concept asupra fenomenului, cu multiple implicații medicale și sociale ulterioare. Materialul ce a constituit obiectul cercetărilor a fost examinat plenar și în profunzime. Metodele și procedeele utilizate sunt cele mai performante ce caracterizează acest studiu cu un alt nivel de calificare. Consemnez și faptul că în final au fost emise concluzii sugestive și s-au argumentat recomandări practice fundamentale având la bază argumente sigure care vor completa experiența și cunoștințele acumulate în domeniul cardiologiei în general și a cardiologiei pediatrice în particular. Rezumând asupra celor realizate și prezentate, pot afirma că atât după ținuta de prezentare, după profunzimea de accesarea domeniului de interes investigațional, după valoarea periferică științifică a rezultatelor obținute, studiul disertațional realizat de către doamna doctor Nelly Mătrăgună, estimarea factorilor de risc, particularităților clinico-biochimici și hemodinamice la copii cu hipertensiune arterială, se conformă exigențelor în vigoare față de tezele de doctor habilitat în științe medicale, iar autoarea merită titlul științific solicitat. Vă felicit încă o dată. Vă mulțumim, domnul director, co-director Vitale Moncalu. Da. Mergem mai departe. Invităm pe doamna profesor Ionor Ataman. Ne auziți, doamna profesor? Vă aud. De trei ore. Stimate domnule președinte, mult stimate domnule academician, mult stimate doamnă pretendent, onorați membri ai Consiliului Științific Specializat și membri ai cercului virtual care ascultă cu mare plăcere această susținere.
Doamna Nelly Mătrăgun a efectuat un studiu clinic în care au fost analizate particularitățile factorilor de risc în trei grupuri de pacienți cu hipertensiune arterială în raport cu indexul masei corporale. Aceste grupuri fiind cei normoponderali, supraponderali și obezi. Și luând act de aceste fapte, în contextul pregătirii pentru susținerea dată, eu am accesat bazele de detalii, căutând cele mai recente meta-analize, pornind din anul 2020, la tema hipertensiunea arterială în obezitate la copii. Și rezultatele m-au ajutat să-mi formez următoarea părere. Prima, acest fenomen, după gradul de răspândire în ultimii aproximativ 30 de ani, este o continuă ascensiune la mamamon, cucerind treptat tot mai mult spațiu și făcând tot mai multe victime. Studiile longitudinale demonstrează că instalarea precoce a dislipidemiei și a hipertensiunii arteriale la copii este asociată cu ateroscleroza prematură la adulți. M-au impresionat deosebit de mult datele epidemiologice din Israel asupra 2,13 milioane de adolescenți, care au demonstrat că un indice de masă corp peste percentila de 95 a fost asociat cu un risc de 6 ori mai mare de mortalitate cardiovasculară în a 5-a decada vieții. Datele cele. 2. Se formează concepție, precum că de la începuturi, anume din perioada prenatală, apare și a treia componentă a procesului patologic, inflamația cronică, care poate un caracter sistemic, are evoluție subclinică și deoarece este asociată cu obezitatea și derivele metabolice, a căpătat denumirea de inflamație metabolică sau meta-inflamație. Acest concept postulează precum factorii pre- și postnatali influențează dezvoltarea obezității și a diabetului zaharat prin mecanisme epigenetice și programare fiziologică. Există dovedi, precum, conform cărora, inducerea metainflamației poate avea loc la orice stadiu de dezvoltare a organismului, consecințe pe parcursul vieții asupra reglării metabolice și a răspunsului imun la stimuli non-metabolici. Aceștia pot fi atât factori intrinseci, cât și extrinseci ai copilului în dezvoltare, care influențează răspunsurile metabolice și cele inflamatorii. 3. În continuare, anume obezitatea constituie axa de susținere a dereglărilor patologice prin calitatea țesutului adipos de organ endocrin și capacitatea sa de secreție a hormonilor, a substanțelor proinflamatoare, treptat dezvoltându-se un dezechilibru metabolic la nivelul întregului organism, implicând multe sisteme, precum cel hormonal, și anume renin-angiotensin-aldosteronă, cel imun și multiple organe. 4. Hipertensiunea se prezintă a fi secundară acestor modificări, ca manifestarea dezechilibrului sistemelor regulatoare ale organismului, iar la obezi, funcția rinichiului, pe post de participant în metabolismul hidrosalin, a funcției sistemului renin-angiotensin-aldosteronă, pare a fi determinantă. 5. Doamna Nelly Mătrăgună, în acest studiu comprehensiv, a abordat multiplele aspecte ale procesului patologic la copii cu hipertensiune arterială, axându-se preponderent pe studierea principalilor factori de risc noi, din grupul celor cardiometabolici și inflamatori și a reușit să sistematizeze implicarea lor diferită în raport cu gradul de creștere a greutății corporale, demonstrând o dependență lineară, ceea ce este și în contextul altor studii care pot fi citate. Un alt aspect deosebit de important al acestei teze este studiul afectării subclinice a organelor țintă în hipertensiunea arterială și anume a epitelului arterial, a cornului, a renichilor, care au arătat prezența unor abateri evidente deja la etapa precoce a maladiei. Eu nu mă voi referi la
detalii, vreau doar să spun că, în consecință, doresc să subliniez că doamna Mătrăbună, studiul prezentat astăzi pentru susținerea titlului științific de doctor habilitat în științe medicale, a cuprins un spectru larg de aspecte ale mecanismului de dezvoltare a hipertensiunii la copii, pornind de la factorii de risc tradiționali generali, tradiționali specifici populației pediatrice și a factorilor de risc noi, ulterior adresându-se principalelor verici patogenetice ale procesului patologic, studiind funcția celulilor adipoase, a markerilor proinflamatorii, cercetația amplu a sistemului nervos simpatic, determinarea concentrațiilor de adrenalină și noradrenalină, a profilului lipidic, parametrilor profilului glucidic, toate acestea fiind executate la cel mai înalt nivel metodologic și de exigență. Alt aspect care doresc să-l menționez ține de descoperirea semnelor precoce de afectare subclinică a endotelilor arterial și a organelor țintă la persoanele asimptomatice, care dau argumentare clinică la postulatul morfologic cunoscut despre apariția semnelor primare ale aterosclerozei din fragedă copilării. Acum avem un plus de dovezi convingătoare despre mecanismul apariției lor. În calitate de puncte finale ale studiului dat, autorul a reușit să integreze multitudine de parametri studiați într-un concept unic de factori determinanți ai procesului patologic pe diferite verici ale acestuia, obținut prin tehnologiile matematice moderne, de selectare pas cu pas și prin analiza regresională. Vreau să zic că prin acest studiu putem spune că doamna Nelly Mitrăbună a deschis o direcție nouă de cercetare, cu care noi știm că acest laborator se ocupă de un număr de ani, dar lucrarea dată a constituit un rezultat vizibil al acestor cercetări. La fel ca și lucrarea susținută precedent a domnului Svetlana Cojucaru, care vreau să subliniez că este discipolul doamnei Nelly Mătrăbună. În încheiere constat că tesa doamnei Nelly Mătrăbună cu tema estimare factorilor de risc a particularităților clinico-biochimice și hemodinamice la copii cu hipertensiune arterială, susținută cu public astăzi, în vederea obținerii titlului de doctor habilitat în științe medicale, este o lucrare finalizată cu noutate, semnificație științifică și valoare practică bine demiate și care, întru totul, corespunde cerințelor actuale ale ANACEC și autorul merită pe deplin oferirea acestui titlu. Și vă felicit atât pe dumneavoastră, cât și pe consultanții științifici. Și vă rog multă sănătate și succes în viitor. Îmi permit să invit pe domnul profesor Grigoriu pentru a-și spune părerea asupra lucrării de pe domnul profesor. Bună ziua și Iisus a înviat! Sunt auzit? Da, da. Da, foarte bine. Pot începe, domn președinte? Da. Stimat domnule președinte, profesor Alexandru Carauș, stimați conducător și consultant științific, Excelență, doamna academician Mihail Popovici și doamna Ninel Revenco, onorați referenți, profesor Coveț Curoșchin și Valentina Velicico, stimați membrii ai Consiliului Științific Specializat, dragi colegi, astăzi, cu adevărat, asistăm la un eveniment științific foarte înalt în aspect și științific și practic.
cu ce ocazie vreau să felicit și pe doamna competitoare Nelea Mătrăgună, cât și conducătorii și consultanții. Piesa doamnei Mătrăgună Nelea, realizată în cadrul Laboratorului de Cardiologie Pediatrică Institutului de Cardiologie, prezintă o lucrare științifico-practică de pionierat în domeniul tematicii alese la copii, originală prin importanța datelor obținute la studierea impactului complexului de factori de risc clinici și biologici ce determină dezvoltarea hipertensiunii arteriale la copiii obezi. La prima vedere, la prima impresie, parcă lucrarea este consacrată doar la două componente importante din sindromul metabolic, precum este hipertensiunea arterială și obezitatea, iar când am făcut cunoștință în profunzime, s-a dovedit a fi că aceste două componente sunt bine legate, sunt bine studiate în corelare cu celelalte componente ale sindromului metabolic, precum datele metabolismului lipidic, metabolismului glucidic, veriga proinflamatorie, adipocindre, sistemul nervos simpatic, etc., etc. Deci, astfel, avem în față o cercetare care ne dă răspuns la întrebările ce se întâmplă, ce se întâmplă cu copiii hipertenzivi obezi, supraponderali, în profunzime. Și desigur că această cercetare este de avergură și pășind pe unele crimpei ale rezultatelor cercetării care sunt foarte impunătoare, am auzit și date care poate la prima vedere nu ne dăm seama că majoritatea copiilor hipertenzivi, supraponderali și obezi au un mod de viață sedentar și un regim alimentar neechilibrat. În plus, în aceste familii se consumă preponderent alimente bogate în grăsimi, glucide, ușor asimilabile, cu un indice glicemic înalt și utilizează și sarea în exces, dar și cu particularități de fumători, de utilizare alcoolului, pare foarte originală direcția despre faptul că dintre factorii de risc prenatal s-au remarcat erorile de alimentație în perioada gravidității, care s-au întâlnit mai frecvent la mamele copiilor care au asociat la hipertensiune obezitatea, asta are în vedere locul 3, și prin urmare prevenirea dezvoltării hipertensiunii ar trebui să înceapă deja în timpul sarcinii. Apoi și datele despre hipovitaminoza D, care se implică în dărigile patogenice, atât ale hipertensiunii, cât și ale obezității, cât și ulterior despre datele hiperhomocisteinemiei, care prezintă un factor de risc pentru ambele aceste patologii. Foarte interesant este și faptul că copiii cu hipertensiune și obezitate au avut un profil mai aterogen față de copiii care au prezentat doar un singur factor de risc. Și aici faptul că hiperinsulinemia constituie o condiție importantă pentru realizarea hipertensiunii la copii cu exces ponderal prin valorile mai elevate a insulinii serice la copiii cu hipertensiune și obezitate, cât și corelările pozitive acestea cu colesterolul total, cu trigliceridele, cu leptina serică, cu homocisteina, cât și negative cu adiponectina, scoate în evidență și o altă componentă a sindromului metabolic, cum ar fi insulinorezistența. Doar nu s-a cercetat prin această prismă și sugestie de cercetări următoare, pentru că cercetarea componentelor sindromului metabolic, cercetarea sindromului metabolic doar așa este corectă, din prisma fiecărui component spre celelalte componente. Și multe din aceste aspecte în lucrarea dată s-a reușit.
Apoi, faptul că hiperlipidemia și hipoadiponectinemia constituie un punct de legătură între hipertensiune și obezitate prin înaltele valori serice ale leptinii și diminuate adiponectinii la copii hipertensivi cu obezitate prin corelarea pozitivă a leptinii, dar negativă adiponectinii cu colesterolul total, trigliceridele serice, arterii, proinflamatori, catecolaminele serice. Și aici vine și cercetarea vericii proinflamatorii prin valorile tumor necrozis factor alfa, înregistrări înalte în raport cu lotul martor la copiii care au asociat și hipertensiunea și obezitatea, cât și la copiii care au prezentat un factor de risc hipertensiv, dar normoponderat. În special, valorile markerului proinflamator proteine C reactive high sensitive, care cu mai mult de 3 microgram pe minute, în toate loturile de cercetare fiind prezent, deci plasează acești copii deosebit în grupul de risc pentru complicațiile cardiovasculare, cât și metabolice. Valorile majorate a catecolaminilor serice și urinare la copiii hipertensivi obezi, precum și corelarea acestora cu markerii proinflamatori, adiponectinile, cât și insulina, se reîndică și asupra implicărilor sistemului nervos simpatic. Aparte, o valoare are studierea afectării pe subclinice de organ sau preclinice. Numai puțin important este prin manifestarea peretului posterior ventricul sling cu în corelare cu tensiunea arterială sistolică, complexul intima medie, arterii carotide, indicele masei, miocardul ventricul sling, deci cât și în continuare, deci îngroșarea complexului intima medie, evidențiat cu predilecție la copii hipertensivi obezi, supraponderali, deci cu corelare pozitivă, semnificativ statistică, cu tumor necrozis factor alfa cu grosimea relativă a peretului posterior și negativ cu adiponectina, ceea ce nu exclude și implicarea inflamației cronice în procesul patogenetic. Mai mult decât atât, și valorile mai înalte a microalbuminoriei în raport cu lotul martor la copii hipertensivi obezi și copii hipertensivi normoponderali, precum și corelarea pozitivă a microalbuminoriei cu homocisteina serică, nu exclud prezența unei disfuncții endoteliale la acești copii. Multe ar mai fi de comentat pe marginea rezultatelor obținute, deci avem în față, într-adevăr, o cercetare științifică de înaltă valoare, cu noutate și originalitate științifică cu semnificație teoretică, cu valoare aplicativă, care am putea să concluzionăm că se manifestă, se pronunță acestea prin studierea minuțioasă a tuturor acelor factori de risc propuși, cu implicare în apariția lor la hipertensiune la copii, un completat, deci acestea toate au completat mult și viziunea asupra fenomenului cu multiple necunoscute ale hipertensiunii la etapele dezvoltării copilului. Cercetările de tip cum ar fi și markerii inflamației cronice, cu împreună cu adipotinile și cu hipovitaminoza de ca marker precoce ai hipertensiunii, deci hiperhomocisteinemia ca marker al disfuncției endoteliale și catecolaminele ca marker ai sistemului nervos simpatic, cu implicarea lor în patogenia hipertensiunii, cu siguranță au dus și noi argumente științifice și au dedus unele principii de a organizare a unor măsuri de profilaxie eficientă pe viitor, de combatere a factorilor de risc și a unor afecțiuni ce au determinism hipertensiv. În concluzie, teza doamnei
Mătrăgună Mirea, cu tema estimarea factorului de risc factorii testor clinic la biochim și hemodinamici la copii cu hipertensiune arterială. Prezint o lucrare științifico-practică finalizată, originală, prin importanța datelor obținute despre impactul complexului de factori de risc clinici și biologici la copiii cu hipertensiune arterială și obezitate, prin aplicarea metodologiei de cercetare științifică moderne cu obținerea dovezilor indiscutabile privind rolul biomarkerilor în depistarea afectării subclinice de organ la copii hipertensivi obezi. Astfel, actualitatea problemei abordate în nivelul științific, metodologic, volumul materialului, noutatea științifică, concluziile, recomandările formulate corespund regulamentului atestării cadrelor științifice de înaltă calificare, deci normativelor expuse în regulamentul în acest, cât și cerințelor stipulate în ghidul de privind perfectarea tezelor. Prin urmare, doamna doctor Mătrăgună Nerea, prin întreaga activitate și excelentă prestație a dumneiei pe parcursul timpului, cât și în cadrul efectării tezei date, a demonstrat tuturor specialiștilor și experților în domeniu că merită pe deplin titlul de doctor habilitat în științe medicale, deci recomandând respectiv a solicitat la PANACEC să se confere doamnei titlul științific de doctor habilitat în științe medicale la specialitatea 321.03 cardiologie. Mulțumesc! Mulțumim, domn profesor! Deci, aș vrea mai departe pe domn profesor Sore Valentin să expună asupra Mulțumesc, domnule președinte, mulți stimați membri virtuali și fizic prezenți în sala Consiliului Științific. Eu probabil că nu am să mă îndrăznesc să specific fiecare moment al tezii din considerent că el este făcut de colegii noștri specialiști în domeniul corespunzător și la care eu voi face o referință puțin mai ulterior. Vreau să spun unele momente de ordin general. Deci, Institutul de Cardiologie, unde activează academicianul Mihai Popovici, unde activează atâți profesori pe care eu îi cunosc și la care pot să-i apreciez la justa lor valoare, spunem profesorul Grosu, profesorul Votaman, stimatul domnul președinte, stimatul domnul director, nu poate să promoveze o lucrare simplă și mă scuzați de cuvântul proastă. De aceea menționez, nu sunt numai rezultatele activității doamnei Mătrăgună, nu sunt rezultatele activității laboratorului de cardiologie pediatrică, dar sunt rezultatele activității unui institut de frunte al Republicii Moldova. Al doilea moment. Este relativ ușor acum de menționat fiecare component al lucrării, ascultând atent și făcându-ne cunoștință cu toate cele care au precedat susținerea de astăzi, chiar și un om obișnuit ar putea prezenta lucrul ăsta ca o analiză și o sinteză extraordinară. Eu vreau să menționez că după acele persoane pe care le cunosc personal, cu care am conlucrat ani de zile în componentul Consiliului de Asigurare și a calității cercetării, doamna Vataman, domnul Cobeț, domnul Istrate, domnul Grib, mi se pare că am numit pe toți cei care îi cunosc, cu care am lucrat și în care am convingerea că analiza dumneavoastră, cercetarea dumneavoastră a lucrării și prezentate absolut pozitiv astăzi ne dă posibilitatea inclusiv și mie
de a mă expune, nu din considerent că nu am părerea mea proprie, dar argumentat împreună cu colegii, apreciem la o justă valoare această lucrare care reprezintă, nu mă teme de cuvânt, fața Institutului de Cardiologie. Referitor la nemijlocit, două cuvinte nemijlocit la lucrare. Noi suntem din aceeași familie. Cu domnul Moscal am fost la un curs, dumneata e fost o leacă mai tânăr, poate chiar și unele prelegeri de noastre ați ascultat. Cândva domnul academician mi-a dus biochimie și probabil și cu domnului la fel. Dacă am aprecia, care din factorii cercetați, cu excepția la unele probe biologice, n-au fost cunoscute? Practic, noi vorbim acum că nu că studiem din alte aspecte acești factori de risc, dar vorbim din considerentul medicinii bazate pe dovezi, că acum astăzi primim confirmări științifice a celor factori pe care noi cândva îi presupuneam, apoi treptat am acceptat pe ei ca ceva teoretic, ca la ziua de astăzi, mulțumite lucrării date, să argumentat, să apreciem și esențialul este să promovăm aceste idei și mai mult ca atâta întrebări au fost. Pe lângă vitamina D, ce mai promovați? Am auzit răspunsul că avem un proiect, vom continua și vom veni cu idei și vom veni cu propuneri certe pentru a asigura asistența medicală a unui grup așa de mare de pacienți pediatrici. Apreciez la o valoare înaltă această lucrare și ca moment în medicină, și ca moment în cardiologie, și ca moment în pediatrie și sunt sigur că continuând aceste cercetări, grupul dumneavoastră, cunosc persoanele cu care lucrați, sunt convins de aceea că alegerile dumneavoastră au fost corecte și prezintă acele persoane care vor asigura o activitate reală, normală în pediatrie și în cardiologie. Felicitări domnului academician, felicitări domnului profesor, felicitări dumneavoastră personal, dar cu mențiunea, dumneavoastră sunteți unitate a unei unități medicale extraordinare și prin nimic asta nu afectează munca dumneavoastră, că se întâmplă și așa, că în mod general rezultate mari, fără menționări individuale, personale. Aici se primește și activitatea institutului, și activitatea laboratorului, și activitatea dumneavoastră proprie. Felicitări, felicitări și toate cele bune. Mulțumesc, domnul profesor. Mă invit pe doamna doctor Atena Stamate, secretarul Consiliul nostru, ca să spun doamna părerea. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Se aude, pot să încep? Da, se aude bine. Sunt într-o tot de acord cu antevorbitorii. Și sigur că asistăm astăzi la o prezentare a unei lucrări cu valoare științifică și valoare practică indubitabilă, fără doar și poate. Nici nu se discută și nici nu se discută personalitatea însăși a doamnei conferențiar Nelia Mătrăgună. Dar vreau să mă opresc doar la câteva momente pentru mine importante, să le subliniez. În calitatea mea de secretar științific și în calitatea mea de cardiolog pediatru, care suntem colegi cu doamna Mătrăgună de foarte mulți ani, ne cunoaște. În primul rând, întrebarea pe care am avut în discuțiile prealabile, de ce totuși s-a ales patologia dată, hipertensiunea arterială primară la copil? Pentru că astăzi v-ați convins cu toții că este o patologie foarte controversată și cu foarte multe necunoscute anemoioase în clinica de cardiologie pediatrică.
Și am înțeles de ce s-a produs alegerea acestui subiect, pentru că doamna Mătrăbună deține calități excepționale, are un curaj nemaipomenit și crede că stofa sau genetica de cercetător moștenită, da, i-a permis să-și asume așa o responsabilitate, fără doar și poate cu susținerea consultanților științifici, pentru că n-ar fi fost posibil fără sprijinul și ajutorul domnului academician Mihail Popovici, care ne-a fost, ca să zic așa, părintele cardiologiei pediatrice în cercetare, și fără doar și poate fără susținerea doamnei profesor, doamnei director de pediatrie, Ninel Drebenco, care la ora actuală este călăuza noastră a tot ce ține de pediatrie. Într-adevăr, este un aspect care nu fiecare și-ar fi asumat un astfel de curaj științific. Al doilea aspect despre care pot să vorbesc este, așa cum am pus și eu întrebarea la începutul susținerii, la runda de întrebări, că s-a ales totuși tipul de studiu caz control. Este un tip de studiu care foarte rar este solicitat de cercetători și prin asta este lucrarea mult mai originală. Un alt aspect pe care nu pot să-l trec cu vederea este că totuși este o lucrare, la prima impresie când am citit-o, căutam parametri clinici, preponderent recunosc, dar curând dau seama și din discursurile recentenților și membrilor Consiliului înțeleg că totuși este o lucrare mai mult fundamentală științifică, dar privită din prisma unui clinician experimentat, o personalitate în cardiologie pediatrică. Știți cum? Noi, cardiologii pediatri, suntem la număr mult mai puțin comparativ cu colegii noștri cardiologi, dar mulțumim doamnei Mătrăbună că a convins tot publicul că suntem în stare să ținem pe tuturor provocărilor. Și un aspect practic pe care l-am sesizat în lucrare este că dumneiei a reușit să convingă toată lumea că este important să începem cu factorii de risc tradițional și acei poate necunoscuți chiar foarte pediatrii la copii, pentru că mă gândesc așa că lucrarea asta va avea și sunt sigur că are o continuitate și în final poate să contribuie la scăderea chiar incidenței începând de la hipertensiune arterială și doamna Mătrăbună este implicată acum într-un proiect de cercetare și eu sunt sigură că în viitorul cel mai apropiat vom asista la astfel de realizări frumoase. Și vreau să fac o paranteză, nu pot, nici nu pot să nu trec cu vederea ceva care poate este mai puțin oficial și se referă la lucrare, dar sunt momente care ne unește nu doar prin lucrarea științifică. A absolvit dumneiei alma mater ca și mine, într-un an am absolvit cu diplome de mențiune. Am fost și noi, ca și domnul profesor Țurea, am avut mare noroc să asistăm prelegerile domnului academician Mihail Popovici, biochimia. Și uitați-vă că am ajuns acum, suntem ambele discipule a acelui academician domnul Mihail Popovici, supagheta căruia am început cercetarea în cardiologie pediatrică, unde doamna Mătrăbună mi-a fost și conducător de laborator. Și suntem și colegi și pe activitatea didactică. Avem foarte multe tangențe de comun. Eu sunt martoră a ascensiunii dumneavoastră ca persoană, ca om de știință, ca clinician și mă zic că e firesc să fie ajuns astăzi la susținerea unei veți atât de frumos concepută și atât de frumos trăită de doamna Mătrăbună, la mai mult și la mai mare. Felicitări consultanților științifici și ca să conchid așa cum cere regulamentul, consider că lucrarea corespunde absolutamente tuturor regulilor stipulate în legi, în regulamente, tuturor cerințelor pentru o lucrare de tip doctor habilitat în științe medicale. Iar doamna conferențiar Ninel, doamna conferențiar Nelerebea, scuzați, am și o emoție, doamna conferențiar Nele Mătrăbună merită într-o tot acordarea titlului științific de portabilitate în medicină.
felicitări și anticipez că voi vota dacă ar permite regulamentul cu ambele mâini. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Stamache, și apreciere. Deci, după regulament, îmi devine mie ultimul cuvânt. Deci, sarcina mai sunt în ultimul cuvânt, dacă vorbim despre Consiliul. Deci, vreau să spun punctul la discuțiile care au fost după mine frumoase și dacă apreciez personalul care l-a umbrat superlativ, la superlativ în sens frumos, vreau să zic că altceva mă întristează, dar nu ține de lucrare. O chestie foarte simplă, de fapt, nimic nu mă crea. Exact 30, 34, 35 de ani în urmă, când în Moscova, trecând cu ordinatura așa numită a Sucii de Lora, Aspiratura sau Doctoratura și în centru de expertiziuni, ciențe de expertiziuni, era o raritate, că spune doi ani a făcut acolo. De deci era o raritate ca să întâlnești un tânăr de 20 de ani, chiar acolo, fiind se concentrau cei mai complicați pacienți, cu o hipertensiune arterială esențială. Cu regularitate, deci acest tânăr de 20-30 de ani avea o cauză secundară care era vegetantă și, într-un fel, deci pacientul era, putea fi tratat radical. Din păcate, observăm că erau valide cardiovasculare și, în mod deosebit, hipertensiunea arterială debutează la o vârstă mult mai tânără, deci interesează aceste maladii și cumva vreau să vă zic până acum nu suntem obișnuiți, de fapt, și cred mulți coincidenți de la mine din Republica Cardiologii, din start un pacient, să zicem, de 20 de ani care este trimis la Institutul de Cardiologie, se presupune o hipertensiune secundară. Foarte frecvent, deci pipăindu-l și, deci, făcând un diagnostic complex, provând un diagnostic complex, nu găsim cauza. Rămânem la ceea ce a prezentat astăzi doamna competitoare, hipertensiunea arterială esențială. Cred că aici mai multe cauze sunt și vreau să zic că, de fapt, atul cel mai important a acestui studiu prezentat de doamna Trăgună este, deci, faptul că este multilateral, deci este un studiu comprehensiv. Acest lucru chiar nu l-am găsit în alte lucrări și atunci când ne dăm bine seama cât de important sunt factorii de risc, pe lângă cei genetici care nu putem, pe care nu putem influența în niciun fel, dar sunt factori de risc modificabili, atunci când, în situația când îi vom analiza în complex, putem ajunge la niște concluzii la care a ajuns și doamna Mătrăgun. Și a ajuns cu succes. Deci nu vă mai rețin atenția în acest sens, eu apreciez foarte la un grad foarte înalt această lucrare și o vreau să o felicit pe doamna Mătrăgună pentru acest lucru. Felicitări! Mergem mai departe, dacă îmi permiteți și să o rog din nou pe doamna secretar științific să citească proiectul de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoare științifică și practică a rezultatelor obținute. Și să o rog să se... ca să mai scurtăm din timp să fie dată citirii concluzia Consiliului Științific Specializat. Da, la sigur. Da, cred că toată lumea e de acord, da. Doamna secretar, vă rog. Nu vă auzim. Da, am conectat, se aude? Da, acum da. Mulțumesc frumos, vreau să dau citire cărții concludente, vreau să mulțumesc membrilor Consiliului pentru sugestii în perfectarea proiectului de hotărâri. Deci, hotărârea Consiliului Științific Specializat de H391-0301 în cadrul Institutului de Cardiologie cu privire la conferirea titlului științific de doctor cu abilitate în științe medicale, specialitate 321.03 cardiologie, doamnei Mătrăgună Nelea, în urma susținerii publice a tezei de doctor cu abilitate în științe medicale, cu tema estimarea factorilor de risc, particularităților clinico-biochimice și hemodinamice la copii cu hipertensiune arterială. Concluzia Consiliului Științific Specializat. Criza doamnei Mătrăgune Nelea, cu tema estimarea factorilor de risc, particularităților clinico-biochimice și hemodinamice la copii cu hipertensiune arterială, prezintă o lucrare științifică-practică finalizată
originală prin importanța dovezilor în studierea impactului unui complex de factori de risc clinici și biologici cu determinism hipertensiv, ceea ce a contribuit la o înțelegere mai amplă a mecanismelor fiziopatologice de realizare a hipertensiunii arteriale la copii. De pe pozițiile unui studiu de tip caz-control, care a inclus 115 copii hipertensivi, cu vârste cuprinse între 10-18 ani, prin aplicarea metodologiei de cercetare științifică modernă, au fost obținute dovezi inedite privind rolul biomarkerilor în depistarea afectării subclinice de organ la copii hipertensivi. Rezultatele obținute, care au determinat soluționarea unei probleme științifice, aplicative, de importanță sociomedicală majoră, rezidă în fundamentarea științifică a noilor viziuni asupra factorilor de risc în hipertensiune arterială, a valorii diagnostice, a unor biomarkeri și a confirmat oportunitatea utilizării acestor drept marker de diagnostic precum aceea hipertensiune arterială la copii, în vederea aplicării timpurii a măsurilor de profilaxie și tratament. Postulatele esențiale ale tezei sunt suficient expuse în rezumatul și lucrările științifice publicate. Teza doamnei Mătrăcu-Nenelea cu tema estimarea factorilor de risc, particularităților clinico-biochimice și hemodinamice la copii cu hipertensiune arterială, după conținutul celor relatate, actualitatea problemei abordate, nivelul științific și metodologic, volumul materialului analizat, noutatea științifică, concluziile și recomandările practice formulate, corespund regulamentului atestării cadrelor științifice și științifico-didactice din alte calificare și altor acte normative expuse de regulamentul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova, cu privire la funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice din Republica Moldova și cerințelor stipulate în titlul privind perfectarea tezelor de doctorat și autoreferatelor cu modificările și completările ulterioare. Consiliul științific specializat TH321.0301, în conformitate cu actele normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova, a decis. A solicitat Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare a Republicii Moldova să confere doamnei Mătrăcu-Nenelea titlul științific de doctor abilitat în științe medicale la specialitatea 321.03 cardiologie și a elibera diploma respectivă. Mulțumesc! Mulțumim, doamna secretar. Doamna președinte, are o întrebare. Da, da. De ce adresarea este către Consiliul Național? Dar acum, în aceea, vă hotărăște doamna. Asta e o întrebare practică pentru mine, pentru că am și eu în fața mea aceleași. Da, da, dați să discutăm încă o dată. Spuneți, ați înțeles? Acum, cine confirmă? Doar acum... Ana Cep. Eu am descifrat abrevierea. Am descifrat abrevierea. Bun, doamna doctor. Atunci, de cine adresăm la Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare? Da, cer scuze, este, dar eu varianta ce am fost atentă, da. Trebuie să ne adresăm așa cum este adresarea sus, la Agenția Națională de Asigurare a Calității, da, da. Este eu să fac rectificarea asta, da, da. Eu am citit, știți cum, mai repede m-am gândit un pic. Aveți dreptate. Deci așa cum sună la început, Consiliul Științific în conformitate și adresarea este la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație. Așa o să fie adresarea în hotărârea finală. Mulțumim pentru corecție, domn profesor. Da, deci mergem mai departe. Mai departe este simplu, dar noi evident trebuie să derapăm de la calapodul clasic. Membrii Consiliului Științific se retrag într-un birou separat pentru votare nominală. Deci acum... Toți sunt birouri individuale, doar că nu semnăm pe loc deci, decizia de a vota pro sau contra, așa că eu mă folosesc de ocazie. Da, doamna profesor Bătăman. Da. Până nu de mult,
se conferea titlul științific de către Consiliul Științific Specializat și ANACEC doar aproba această decizie și elibera diploma. Acum s-au produs schimbări. Dacă îmi permiteți să răspund, doamna profesor, da. Chestia că asta se referă la doctor în știință, dar ceea ce se referă la doctor în abilitat, întotdeauna conferirea ține de instanța superioară. Este regulamentul special pentru doctorii pentru susținerea de doctor habilitat. Acolo așa scrie? Așa a fost întotdeauna. Nu, acum, dacă acum e tot așa. Acum e tot așa. E tot așa, doamna profesor, e tot așa. Adică? Așa cum era pe timpul muzirului? Da, doamna, pur și simplu, în scurt timp va fi și asta modificat, dar până la modificare, conferirea titlului de doctor o face Consiliul Științific, acolo confirmă ANACEC-ul, conferirea titlului de doctor abilitat o face ANACEC-ul. E clară situația, da? Deci, bine, vă mulțumesc. Haideți să votăm online și să începem cu oricine dorește. Doamna secretară, sunteți... așa am convenit, că ne pronunțăm pro... Da, fiecare în parte, de la fiecare bine să se audă. Începem cum doriți dumneavoastră, după listă, domnul președinte, sau cum doriți. Deci, haideți să începem, doamna secretară. Spuneți. Eu mă pronunț pro. Am înțeles, mai departe. Doamna profesor Vataman. Eu mă pronunț pro. Domn profesor Grea. Eu mă pronunț pro. Mergem mai departe. Eu, ca și președinte, eu mă pronunț pro. Domnul Țurea. Pro. Domnul Vitalie Moscalu. Pro. Și domnul Istrate, dumnealui, nu-l... O plecat din eter. Nu-l putem accesa, domnul Istrate. Imediat facem legătura telefonică, dacă dumnealui nu este pe chat. Mii de scuze, am crezut că mai degrabă se va termina că ședința catedrei, deci astăzi tot era preparizată la 5, era asigurată la 5.30. Deci eu sunt totalmente de acord cu proiectul de hotărâre și felicitări pentru doamna Mătrăgun. Mulțumim, domn profesor. Mulțumim. Deci, stimați colegi, vreau să anunț rezultatul votării care ați auzit dumneavoastră. 7 membri ai Consiliului Științific Specializat prezenți, 7 voturi pro, contra sau alte opțiuni nu au fost. Vă felicităm, doamna Mătrăgună, și punctul numărul 15 este cuvântul oferit candidatului la titlul științific. Vă rugăm frumos! O să încep cu ceea, de fapt, cu ceea ce am început. Mulți stimate președinte, onorați și stimați membrii al Consiliului Științific Specializat, mulți stimați referenți oficiali, mulți stimați profesioniști, consultanți științifici, științific, domnul academician Popovici, doamna profesor Ninel Rivenco. Vreau să declar public că eu sunt onorocasă. Eu sunt onorocasă prin faptul că am avut în anturajul meu așa profesioniști și oameni cu nume greu și cu valoare de importanță majoră pentru Republica Moldova, care mi-au fost alături, aproape, la toate etapele de susținere. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate cele recomandări, pentru toate cele sugestii, pentru timpul acordat în vederea optimizării cercetării date. Vă sunt enorm de recunoscătoare, fiindcă
cum lucrând și fiind înconjurate de personalități ca dumneavoastră, posibil că am avut ocazia și să cresc și eu profesional. Poate este puțin târziu ieșind cu așa rezultate, dar totul la timpul său. Eu vă mulțumesc din suflet și trec mai departe. Partea introductivă este partea extrem de importantă pentru mine ca un medic, ca un cercetător. Vreau să vă spun că traseul care m-a adus acum la tribuna aceasta a fost îndelungat și a început cu unități primare, cu bază clinică, unde a fost realizată, susținută această lucrare, Spitalul Clinic Municipal Ignatenco, cu echipa de persoane de care au fost înconjurate doctorantele mele, doamna Svetlana Cojocar, doamna Lilia Bichir, fiind niște persoane extrem de inteligente, extrem de profesioniste, încurajându-mi propriu zis de a merge mai departe pe tot traseul acesta. Vă mulțumesc foarte mult! Venind de 25 de ani în urmă, în cadrul Institutului de Cardiologie, m-am convins încă o dată că iarăși sunt o norocoasă, deoarece am venit dintr-un mediu academic din Federația Rusă, de la domnul academician Leo Bocherea, la care îi mulțumesc foarte mult, am venit și am fost ghidată de un profesionist ca academicianul Mihai Popovici. Domnul academician, sincere mulțumiri pentru tot ce ați făcut pentru mine pe tot parcursul acestor ani, datorită dumneavoastră și echipei care dumneavoastră ați creat-o, am avut posibilitatea de a crește profesional. Vă mulțumesc foarte mult! Eu, nu știu, emoțiile sunt într-atât de mari că nu știu cum să verbalizez mai departe mulțumirile, fiindcă sunt o bucovineancă răită, sunt dintr-o familie, poate nu știți, extrem de inteligentă, care visul lor a fost ca să devin ceva, ca să muncesc, să fiu cinstită, ca să fiu integră, ca să fiu apreciată la urma urmei. Și cred că, nefiind neființă, cred că se bucură acum de mine părinții și toate rudele mele. Eu sunt sigur că acum foarte atent copiii mei de peste ocean urmăresc tot ce se întâmplă aici, la care le mulțumesc foarte mult și vreau să vă spun că vă duc foarte mult dorul și vă mulțumesc pentru faptul că m-ați încurajat, m-ați înțeles, m-ați susținut, m-ați ghidat. Vă mulțumesc, copii dragi. Vă iubesc foarte mult. Afară, în condițiile care sunt create, așteaptă soțul, care cred că trebuie să-mi cer scuze că nu mi-am onorat cele obligațiuni casnice pe o lungă perioadă de timp și am avut o persoană care a preluat foarte multe funcții. Îi mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă am dreptul să spun lucrurile acestea, dar orice început trebuie să aibă o finalitate. Eu vreau să mulțumesc mult, încă o dată și încă o dată, și lui Bunul Dumnezeu și la toată lumea care a contribuit la această lucrare.
Eu foarte mult mă tem ca să nu pierd ceva din, din gând, din firul, din, din toate. Eu, ca să nu supăr pe nimeni, vreau să vă spun încă o dată, îmi mulțumesc din suflet. Mulțumesc, doamna secretar. Felicitări! Eu mulțumesc la toată lumea care a fost prezentă fizic și online.